prima întâlnire cu el, mi-a luat mâinile, erau cam tot dimensiunea asta, n-am mai crescut de la 15 ani. Mi-a luat mâinile, mi le-a întors așa, s-a uitat la ele, mi-a pus să le închid, să le deschid și prin translator mi-a transmis profesorul, no, hai să văd ce ești în stare să faci cu capacele astea două de Buddha. Pentru că totuși noi avem un background cultural masiv, masiv. Fiind chiar est-europeni, avem un background cultural masiv, avem o școală a culturii solidă, sănătoasă. Eu sunt un foarte mare fan al școlii rusești de muzică. Veniți 7 companii de soft, puneți mâna de la mână și ridicați o sală de concert în oraș sau preluați una din sinagogi. Adică dacă am ceva de zis, dacă ai ceva de zis, zi-o în felul tău, dar când zici ceva, crede-mă, omule, în ceea ce vrei să spui. Că dacă tu nu crezi, dacă eu nu cred pe scenă când mă sui să vă cânt, dacă eu nu cred în povestea mea, cum, Doamne iartă-mă, să vă fac pe voi să credeți? Am avut un profesor de teorie fabulos în liceu, Adrian Diaconu. M-aș bucura din suflet să vadă emisiunea asta și să pot să dau de el din nou. M-aș bucura din tot sufletul să-l revăd, să-l găsesc. Am înțeles că ar fi prin Australia. După ce am terminat liceul, am plecat, am emigrat încolo. Deci era colosal. O persoană de nota 2830. Înainte să intrăm în episodul de astăzi, am dorit să anunțăm un poll pe YouTube în care dorim să aflăm ideea voastră, care este lungimea optimă pentru episoadele noastre de podcast. Știm că pentru unii poate cele de 2 ore, chiar mai multe, e prea mult, dar nu suntem siguri exact și pentru aceasta vă rugăm să dați un răspuns la întrebare. Salutare, bine ați revenit! Episodul 17 de la Sound Creation TV și astăzi îl avem invitat special pe binecunoscutul artist, pianist, crossoverist, Teo Milea. În viață. În viață, Teo Milea nu l-am mai văzut de practic pentru aproape 6 ani de zile. Bine, ne-am mai întâlnit și ne-am auzit la telefon de multe ori. Cred că majoritatea dintre voi îl știți pe Teo Milea. Probabil cel mai renumit pianist din zona de vest a României. Și Probabil. cei care nu-l cunoașteți, atunci dați puțin pe Wikipedia sau pe unde. Cred că site-ul tău e cel mai compus pentru a descrie biografia. Da, sau prietenul comun Google. Google, oricum. El știe Cred tot. că. Da. Știe Wikipedia tot. n-ai? Ai și Ai? Wikipedia. Cine l-a făcut? Un prieten de-al meu. Cunoștință, un verișor al unui prieten. Nu, e În chiar privat. un fost prieten de-al meu, că nu mai e printre noi. Se Da, mai întâmplă. oriunde fi, Aline, mersi că l-ai făcut. Tu ai plecat în 2015 din România, nu? La Da, sfârșit de cu 2015, 21 21. octombrie 2015, Da, da. înainte de aia, cu vreo 4 săptămâni, aveam, cred că, ultimul video comun pe Sound Creation. Vorbim Da. despre piane digitale și, în general, despre piane cu tine. Pe atunci s-au schimbat destul de multe și nu s-au schimbat și foarte multe chestii au rămas la fel. Da, Adică pianele tu. tot clape albe și negre au și tot cam 88 de taste. Da. Și tu nu te-ai schimbat nimic. Cred că m-am devenit un pic mai alb în cap decât eram negru atunci. Da, să bine cu designul. Deci, mereu erai atent la designul Da, în pe general. trebuia să fie. Da. Cine cunoaște albumele lui Teo, cred că cele două, nu? Da. Două ai avut. Două am fizice în cap, am mai multe. Da. Mai Cumva. urmează. Sperăm. Cumva leitmotivul erau ochelarii de soare care erau mai speciali. Bă, cu dunga portocalie. Da. Noi intrat în buletin cea roșie și a intrat portocalie pe disc. Aia la discul 2 a fost, nu? La La discul 2, da, la Open Open Minds, Minds, da. da. Unde-s ochelarii? Cred că sunt pe undeva pe acasă, dar e a doua pereche, că prima rămas s-o consumat efectiv și a doua deja nu mai duceau lentile și atunci trebuie să revăd din nou clapele, și alea albe și alea negre, și se făceau gri câteodată. Și Da, atunci am zis, wow. îmi schimb ochelarii, îmi schimb lentilele, schimb și ramele și E, deci am. practic asta e vârsta, nu? Da, nu scăpăm. Da. Da, e bine că suntem sănătoși în viață și fericiți, și eu mă bucur foarte mult să fiu astăzi la Sound Creation, în noua locație, și să fiu alături de voi, chiar cu varianta de a susține un interviu.
Nu este interviu. Primul că podcast din 2022. Trebuie să povestim că discutăm cu colegul nostru Luci despre să modificăm puțin aici atmosfera, ceea ce vedeți prin întindele camerelor. Și eu am venit cu ideea ca să punem niște microfoane la valiere, pentru că sunt mai ușor de după aceea audio să-l prelucrez, să procesăm. Și Lucio a zis că nu, că aia arată ca un interviu de televiziune. Și... Da, și acum, eu, ca să vă ajut un pic pe voi, totuși microfoanele astea sunt de vânzare, deci totuși cei care le vedeți să știți că am vorbit la microfonul ăsta, îi funcționează, e nou. Da, e nou, doar... Și 17... la ori și e nou și la... Și la mine, deci 17 episoade doar cât au fost folosite. Ai, și... Ok, deci okay, rodajul. Rodajul, da. Nu ori plecat de aici, deci doar aici au fost folosite. Și pe jos, ori de câte ori căzut, să știți că e mochetă și de aia groasă. Exact. Și curat. Da, și discutam de microfoanele de la valieră și... Luci zicea că sunt de televiziune și că atunci pare a fi un interviu și nu mai pare așa în jur de discuții de podcast. Dar eu eram cu ideea că generația de acum care se uită pe YouTube, nu știu cum mai e în televiziune un interviu, că... Da, cred că majoritatea tinerilor... N-au televizor. N-au televizor. E scump. Ce să mai zic de mine, nu că n-am televizor de 22 de ani. Da? Da. Foarte bine. Adică, cred. Nu știu, dacă cei care se uită din broadcast la noi acum se supără. Păi, dacă... aveți Apple TV și vreți să vă puneți pe televizor, ceea ce o să vă redăm noi pe YouTube, puteți să faceți lucrul ăsta fără nicio problemă, da? Da, probabil trebuie o reprofilare, probabil e destul de târziu de spus asta, dar chiar ieri ne uitam seara la ceva articol pe un ziar local, nu zicem numele. Cu știri? Cum? Cu știri? Cu știri, da, unde se zicea că... actuala conducere a orașului din adins s-a făcut ca să dispară chioșcurile de ziare din oraș, ca să-l ducă în imposibilitate pe redacțiile de ziare să-și vândă produsul. Fizic. Deși eu cred că acele ziare care încă mai se tipăresc, alea sunt depășite de 15 ani. Deci dacă ei nu au făcut mișcarea aceasta să treacă pe online, acum mai eu, uite, sunt mai așa, mai de modă veche și rar citesc un ziar. Dar plăcerea de a citi un ziar și de a auzi foșnetul hârtiei. La cafeaua de dimineață. La cafeaua de dimineață. Sau după cafea. Sau în alte locuri în care avem mai mult timp liber. N-aș da-o pe... un telefon, pe o tabletă, deci, sau să citesc o carte în varianta Kindle. Nu? Nu. Ei, da, am încercat și eu, dar sper că nu e aceeași chestie. Sau... Ei, nu este aceeași chestie și nu poți să pui pe raft. Eu nu pot să-mi scriu muzica pe varianta digitală, deci mi se pare că e atâta de plastic, atâta de fără viață. Eu sunt de la creionul bătrân, știi, care mi-a scut creionul, care îmi curăț radiera de pantalon. Da, creionul e super. Și îmi scot muzica pe portative, știi? O scriu cu mâna, e murdară, e urâtă, scrisă, știi? Nu mai înțeleg ce scriu acolo. Dar are viață, știi? Are chiar pentru ultimul concert am scris de mână, știi? Uite, asta trebuie să cânte vioara, asta violoncelul, asta îmi trebuie la trompetă, asta îmi trebuie la acordeon. Și wow! Și te-a tot rămas așa, nu-i făcută așa elegant, nu. Zic că e cu viață, e cu poveste. Da, așa e. Și portativul ți-l cumperi de la librărie sau ți-l downloadezi în PDF și îl printezi? Nu l-am cumpărat de la librărie, nici nu l-am downloadat. Ralu, soția mea, s-a pus și mi-a făcut din liniuțe, din alea de underline-ul ăla de jos. Mi-a făcut așa 12 portative pe o pagină A4 și... am varianta ei. Ai distanța de linie aceea, ți-a picat mai bine decât portativele astea. Da, da. Tot vârsta, da. A mea, nu a ei. De câte săptămâni te-ai întors? Păi să fie deja... Știu că-s vreo 9 săptămâni, ceva de genul ăsta. 10? Da. Mai știu, 25 octombrie. Oh, da, mai mult de două luni jumate. Ia, uite că mă drept spre... 2 luni jumate, dacă cam așa ar fi, grosomodo. Încep să poți să tragi o linie de șocul cultural acum?
În reverse mod. Mie linia îmi dă pe plus. După 2 ani de lockdown, în care n-am prea putut face mai nimic peste ocean, mi-am dat pe plus. 3 concerte, deja. Un concert gigant în Timișoara, în care trebuie să scriu muzică pentru 9 instrumente și să am numai oameni foarte faini, muzical vorbind, și să putem să facem chestia asta ce am făcut-o de Brevelion. E un lucru foarte mare. Foarte, foarte mare. Ce a fost acolo? Păi, din păcate, nu prea mai e nimic acolo. Toate sălile pe unde am concertat, sălile private mă refer, că acolo nu prea există săli de stat. Mă refer la săli mici, 200-250 de locuri, pe care să, evident, să ți le poți și permite să le închiriezi, să faci un concert și să te bucuri și tu după aceea, financiar vorbind. Nu mai sunt, nu mai există, au pus lacătul pe ușă. Mă uitam pe Marea Biserică Facebook și vedeam că Ed își vinde pianul. Și zic, chiar e o perioadă bună acum să faci un upgrade la pian, și mi-am scris, zic, ce faci, vinzi pianul? Deci am pus lacătul pe ușă. Au, zic, vinzi de tot, în sensul că gata, zice, gata. Și după 30 de ani, atât, și nu mai merge, închidem taraba și ne reprofilăm. Aude. Și na, ustură. Deci atunci noi să nu ne plângem aici în România cu lockdown. Eu nu m-aș plânge, nu m-aș plânge. Deci eu mă uitam vara trecută și vara din 2020, când la, aici, acasă, se întâmplau chestii, și mă uitam că acolo era liniște mormântală. Zic, wow, totuși, e bine. E bine. Da. Bine, ai revenit atunci. Bine v-am regăsit. Eu aș vrea cumva așa o introducere despre tine și cum ai început muzica de mic. Am citit și ce ai făcut și cum ai ajuns în Canada. Am văzut că ai avut niște apariții foarte faine și ai fost cam primul pianist care a făcut anumite lucruri, ceea ce e fain. Și nu știu, să povestești despre tine, de păi, unde dorești. Istoria mea e chiar de la început, de la 6 ani, adică... M-a dus mama la școala de cartier, care era școala de arte la vremea respectivă, ultima generație de pionieri. Adică am început pe vremea lui Neanicu școala și era liceul de muzică din Arad, Sabin Drăgoi, era foarte aproape de locul unde stau părinții mei. În ideea în care tata, fiind un sculptor amator și eu având talent la desen cu mâna stângă, trebuia să urmez calea asta având dălțile acasă și profesorul fără școală care mă putea struni. M-am dus la școala de artă și când am ajuns la școală, au întrebat-o pe mama cadrele de acolo spre ce dorește să mă îndrume și să mă înscrie. Și atunci mama le-a zis că vrea sculptură, să mă ducă la clasa de sculptură, și problema a fost că se făcea sculptură, desen, pictură doar din ciclu gimnazial. Și 1-4 trebuia să stau în plaja muzicală, ori pian, ori vioară. Îmi dai seama că la vioară n-am vioară, vrut. Da. Aveam o vecină în curte, cânta așa de fals că am făcut carii în copilărie, de la cât de... Zic, nu, mamă, te rog, nu, l-aveam început să plâng. Nu, du-mă la pian, du-mă la pian. Și avea bunicul meu un pian în custodie de la o verișoară de-a mea și... Și zic, hai, că 4 ani trec repede, nici n-apuc să mă dezmeticez și deja am ajuns cu dalta în mână în clasa 5-a. În clasa 2-a am început concursurile, am început recitalurile și am ajuns în clasa 4-a, am întrebat, hai, cum e așa, într-o doară, înainte să mă sui pe bicicletă, nu, te duci la sculptură, nu. Și am rămas la pian și când am ajuns să termin liceul, nu mai eram bun să dau la alt liceu. Când am terminat liceul, nu mai se putea lua în calcul absolut nimic altceva și doar facultatea de muzică. Și uite, am terminat facultatea de muzică, am terminat și un master, dar nu am dat licența sau dizertația. Dizertația, sau... Da, am dezertat. Ai dezertat dizertația. Da, încă cu el pe lucru, adică eu trebuie să mă duc să dau dezertația la un moment dat și... Asta a fost drumul meu, adică nu era nimic plănuit să ajung să fac muzică, nu aveam drumul ăsta plănuit de către părinți. Dar mi-a plăcut foarte mult și am zis că e chiar o meserie faină. Și de mic copil mă pasionea chestia de improvizație, știi? Taică-mi tot îmi zicea că
O dai cu zărzărică, zărzărea. Și mi-aduc aminte că eram în clasa 6-a, parcă mă pregăteam pentru ceva concurs și făceam parafraze după Bach, după Mozart, după ce pregăteam pentru concursul ăla și m-a curentat taică-miu. Deci peste două săptămâni trebuie să mergi cu ce scrie în partitură, nu cu zărzărică, zărzărea. Și atunci cu așa, cu nervi și cu o nesimțire crasă la 12 ani, a stat pe scaunul pianului și plângeam și am zis că într-o zi o să cresc eu mare și o să-mi cânt eu muzica mea. Așa cum vrei tu. Exact. Și spre surprinderea mea și a tatălui, 18 ani mai târziu, tata venea la primul meu concert, în ultimul rând, și i-am dovedit că ceea ce am spus în urmă cu 18 ani era real și am spus în timpul concertului, de fapt la finalul concertului, că după ce mă voi da jos de pe scenă, o să merg undeva în spatele sălii să pup o pereche de mâini, datorită cărora astăzi sunt aici. A fost un moment așa emoționant pentru mine și o chestie de, uite, după 18 ani m-am ținut de promisiune. That's fine. După care am început să mă mișc cu muzica mea, dar nu din, hai să spun așa, neapărat o proprie convingere personală. Când a fost asta, ca să punem cumva în cronologic? 2012. În 2012 am început să scriu, 26 aprilie. Atunci a scris prima piesă, Nostalgie. Da, 2012, secolul 21, mileniu 3, anno Domini. În 26 aprilie am scris prima piesă, Nostalgia, și după aceea, la distanță de 3 luni, Raul, soția mea, organizase un concert. Eu zis, e păcat de muzica asta pe care tot o aud acasă, să nu fie auzită și de alții. Mie îmi place atât de mult, eu cred că ai putea să o cânt și altora. Și atunci am zis, ok, de dragul tău, hai să mă apuc să o scriu și să-i dau un cap și o coadă și să aibă corpul în formă de sine stătătoare și să nu fie ca o improvizație, să meargă de la început la final pe aceeași structură. Și notele, de altfel. Și pe 26 iulie 2012 am avut primul meu concert cu muzica mea, cu 7 piese, cu un public adunat în jurul unui pian să asculte ce am scris eu. Nu vă zic. Ai avut mulți prieteni deja de atunci pe care să-i strângi la primul concert? Aveam, pentru că perioada dinainte de a pleca pe drumul ăsta de unul singur, am avut tot felul de trupe și am înșghebat tot felul de formule muzicale prin Timișoara. Și eram plăcut de către public și în momentul în care am ridicat mingea la fileu că, uite, apar cu ceva propriu și personal, nou, de sine stătător, singur, foarte mulți au fost curioși și au zis, hai să vedem ce poate să facă cu 2000 și un pian. Și a fost un real succes, adică la final nu venea să cred că publicul e în picioare și atât de entuziast de ceea ce am scris, îmi tremurau bețele cam așa, știi? Am avut mai multe emoții la finalul concertului decât la început. Și câte piese ai avut? 7. 7 piese. Primul album. Deci, tot primul album. Dar înainte de aia aveai piese, nu? Adică nu a fost Nostalgia prima piesă sau cum? Am scris pentru pian și voce. La vremea respectivă lucram cu Amalia Gaiță și mai avusem formulele de dinainte. PTS-ul, geofonul și mai multe, dar nu mai mi-aduc aminte de ele. Trecem în descriere, apoi, dacă îți amintești. Am văzut filmări de la concertele pe care le-ai susținut cu Amalia. Foarte fain. Au fost foarte fain. Da. Fain, am venit și cu era ceva în cadrul, adică ați făcut pentru Timișoara 2021, era ceva parcă. Eu am fost un foarte mare susținător al proiectului și am avut un concert la Grădina de Vară, în cadrul unui festival foarte fain, Festivalul Artelor, care din păcate am aflat că nu mai există. Din păcate am aflat că mai multe festivaluri din Timișoara nu mai există, Bega Boulevard, Festivalul Florilor, pe la toate am cântat și a fost o mare plăcere și bucurie și onoare, de altfel. Și îmi pare rău, și o spun public, îmi pare rău că aceste festivaluri nu mai sunt, dar întorcându-mă la în momentul respectiv, am vrut să facem o chestie de promovare a visului pe care îl aveam pentru capitală și am organizat o întâlnire la o cafenea din centrul orașului, unde am distribuit tricouri
pentru ca la concertul nostru să vină lumea îmbrăcată în tricourile respective, să ne arătăm susținerea, să arătăm că se poate, să arătăm că susținem, să arătăm că ne pasă. Am făcut-o cu cel mai mare drag. Fost euforic pe atunci, nu? Treaba aceasta pentru Timișoara. Da, și eu eram foarte, foarte încrezător și dornic, de altfel. Adică îmi dădeam seama de potențialul care poate să miște lucrurile. Dar ce simțeai atunci pe vremea aceea? Care ar fi fost potențialul pentru un oraș în plină dezvoltare socioculturală sau chiar și, adică mai mult economică, că aici era, cred că, problema, că socioculturală am rămas puțin în urmă, dar a fost așa un moment când ne așteptăm la ceva, dar eu acum, cum îmi amintesc, și eu mă bucuram, dar efectiv nu puteam să mă închipui ce se poate întâmpla așa, wow, ce se întâmplă în anul respectiv. Hai să zicem cum wow din ăsta să ajungi să concurezi cu Metropolitan din New York, nu se putea întâmpla, cu siguranță, dar se putea întâmpla multe chestii mici, care din multe chestii mici devine o chestie unitară mare. Puteam să efectiv să contăm pe harta culturală a, hai să nu mă duc mai mult decât a Europei de Est. Pentru că totuși noi avem un background cultural masiv, masiv. Fiind chiar est-europeni, avem un background cultural masiv, avem o școală a culturii solidă, sănătoasă. Eu sunt un foarte mare fan al școlii rusești de muzică. O școală serioasă, domnule, adică da, da. Nu e negociabil. Când e piano, e piano, nu facem pianissimo sau mezzo-piano și tot acolo. Nu, piano e piano. Și îl calibrăm în funcție de structură și de lucrare respectivă, pentru că nu sunt două pianouri la fel. Dar speram și credeam foarte mult că o să putem să revigorăm anumite spații din oraș, care să le transformăm. Uite, avem, încă sunt și se ruinează, din păcate, tot mai mult, fostele sinagogi din oraș. Da. Care ar putea să fie niște ar fi putut să fie niște puncte. Îmi pare rău că trebuie să vorbesc la trecut, dar nu pare fezabil într-un an. Am crezut până la un punct. Mai departe e iluzie. Dar existau locuri și efectiv se puteau clădi locuri. Se puteau clădi locuri. Adică într-un oraș de dimensiunea Timișoarei, De dimensiunea financiară a orașului, pentru că orașul crește, orașul se dezvoltă, orașul atrage fonduri, orașul atrage investitori, atrage tot felul de companii. Eu aș fi făcut o chestie de genul ăsta, ok, vii tu, compania, nu știu cum, care faci dezvoltare de, hai să zicem, softuri, că asta e la mod acum, tot e soft. Vino și uite, o parte din banii care trebuie să-i dai la buget sau la nu știu ce, canalizează-i spre ceva. Veniți 7 companii de soft, puneți mâna de la mână și ridicați o sală de concerte în oraș ăsta. Sau preluați una din sinagogi și transformați-o într-o sală de concerte. Nu, sală culturală. Hai să nu mă lovesc doar de, și să țin ca orbul de bâtă numai de zona mea, de pâinea mea. Nu, transformați-o într-o sală multifuncțională. Transformați-o într-un spațiu care oricând, la orice clipă, să faci așa dintr-un click, sau transformi într-o sală de expoziție. Puneți niște spoturi, puneți niște chestii de genul ăsta, pentru că în momentul de față găsim oameni tineri care doar ce au ieșit de pe banca studenției și pot să facă un proiect de sală multifuncțională dintr-un spațiu vechi, să-l transforme în nou, să-i păstreze patina, să-i păstreze istoria, să-i păstreze valoarea culturală și să o facem să, wow, să zici, azi e concert acolo, păi mâine o să fie, nu știu ce, lansare de carte, săptămâna viitoare se joacă un teatru în 3 persoane, hai să mergem, hai să ne punem pe hartă, hai să arătăm că suntem vii, pentru că un oraș, dacă nu are viață culturală și viață de tineret efervescentă, e mort, cu toată sinceritatea. Uh-huh. Asta s-a întâmplat în 2013, 12, 13? Cred că 2012, 2013, ceva de genul. Uh-huh. Un an în plus, în minus. Tu deja în 2015, atunci, practic, ți-ai pierdut elanul acesta pentru
a transformat ceva în mai bine? Local, deloc, deloc, deloc. Nu l-am pierdut, doar că mi-a apărut o posibilitate de a pleca. La modul cel mai sincer, mi-a părut o posibilitate de a pleca. Am discutat cu un avocat pe emigrări și omul mi-a zis, de la dosarul tău, e o nișă foarte scurtă, foarte îngustă, foarte limitată în legislația canadiană și poți să te aduc acolo în 2 timp și 3 mișcări, în sensul că ești artist internațional, îmi trebuie dosarul tău de artist, îmi trebuie tot ce ai făcut până în momentul de față, premiile pe care le-ai luat, concertele, concursuri, tot ce ai făcut. Facem dosarul ăsta, îl trimitem și vedem ce se întâmplă. Am trimis dosarul, termenul minim de așteptare era undeva la 18 luni, am trimis un dosar incomplet, adică îmi trebuia un test de limbă, IELTS, Cambridge sau ceva de genul ăsta, n-am avut așa ceva. Și avocatul mi-a zis, ok, hai să-l trimitem și dacă se întoarce, vedem, avem timpul necesar să recalculăm povestea. L-am trimis, după 4 luni și jumătate am primit avizul că a trecut de primul test și urmează să treacă la purecarea numărul 2. După încă o lună am primit avizul că dosarul a fost acceptat și din momentul respectiv trebuia să aștept să mă prezint la ambasada Canadei în București pentru interviul final. Când mă așteptam mai mult să mă duc la ambasadă, să am interviul care era definitiv și acolo puteai să-l treci, puteai să-l pici, am primit o scrisoare de la ambasada Canadei din București. Domnul Milea, vă mulțumim pentru interesul manifestat față de noua țară de destinație. Nu avem întrebări. Vă rugăm să ne trimiteți pașapoartele al dumneavoastră și al soției și vă dorim drum bun și ședere plăcută. Nici până ziua de astăzi, cu oameni care i-am cunoscut în Canada, nu m-au crezut că eu am trecut așa ca gâsca prin apă, prin procesul de emigrare. Așa. Un proces de emigrare durând la o formalitate așa normală. Așa țin minte, parcă că ai zis atunci că ai primit exact și appointment la doctor sau la medic care să facă analizele necesare înainte de plecare și aveai da. Totul pus așa. Știu că eram cu măselele care trebuiau înfiletate în cură și da? M-am dus că nu erau înfiletate, erau puse numai ștuțurile alea, implanturi și m-a întrebat, doamna, așa pleci? Și zic, nu, doamne, stați liniștită că le montez. Da, dar întrebarea a fost atunci, deci nu asta a fost cauza, că deja ai simțit că practic tot proiectul acesta de Timișoara 2021 era viu la vremea respectivă, era viu în sufletul meu, era viu în sufletul tuturor celor care eram prin oraș. Mie mi-a apărut oportunitatea aia și am zis, ok, hai să o fac acum când sunt tânăr, să nu ajung la 60-70 de ani și o să mă întâlnesc cu Iuta și noi, tineri bătrân fiind, și o să zic, băi, dacă plecam eu atunci, ce făceam și nu știu ce. Nu, am plecat, am avut posibilitatea să plec și am plecat. Dar nerupând nicio legătură și, ba mai mult, chiar întărindu-mi legăturile cu tot ceea ce însemna acasă. O rădăcină culturală și tot. Da. Că tu până atunci ai avut multe concerte și în România și peste hotare, deci ai din 2012 până în 2015 atunci ai... Da, deja fost un... făcusem niște pași frumoși și am zis, ok, dacă am făcut pașii ăștia, hai să trec balta, dacă tot pot să o trec așa lejer și să fac niște concerte și acolo, să văd ce prezintă lumea că ar fi peste ocean și vedem după aceea ce se întâmplă, dar nerupându-mi legăturile cu locul de acasă. Ba chiar susținând și mi-aduc aminte că la ultimul concert pe care l-am avut, am spus tare și răspicat că voi susține de la distanță și vă rog pe toți cei care rămâneți acasă să încurajați și să susțineți acest proiect, pentru că e o șansă unică în viața noastră să ne bucurăm de posibilitatea unui titlu la vremea respectivă. Ca urmare, după niciun an de la plecarea mea, stăteam cu sufletul la gură și cred că am avut prima postare din online, că aveam pregătit felicitări Timișoara pentru câștigarea titlului, mă uitam la transmisia live și când am auzit am dat enter. Știi? Și a doua zi am primit telefon, asta se întâmpla într-o zi de vineri. Dacă mintea nu îmi joacă feste, cred că era 16 septembrie. În 17 septembrie era ora 1 după amiază la noi și primesc un telefon din Timișoara de la un om fain, un prieten de-al meu, Adi Frânțescu, zice, ești cumva prin zonă? Zic, da, aici, după colț.
De ce crezi, mă, că Duhul Sfânt să mă plimb așa prin toată lumea asta? Și unde ești? Păi, mă, să fiu în Toronto. Zice, știi, știu, normal că știu. Mâine, poți? Și cum să nu, că zic, ca și cum vin de la Șiștaru, văd, adică e lejer, deci nu, e un pârâu între noi, de fapt, nu e un ocean. Zic, sună-mă jumătate de oră. Și în jumătate de oră când m-a sunat, i-am spus că în 6 ore decolez. Am luat rapid biletele, am urcat în avion. Ai prins loc sau era în picioare doar? La bară. Nu, am prins categoric, am prins locurile, am escală bună în Germania și am aterizat la 6 fără 20 și la 6 începea evenimentul în Piața Operei. Și pentru a face o chestie publică pentru prima dată, referitor la acel eveniment, pentru data respectivă, deci pentru concertul din 18 septembrie, după câștigarea titlului la 2 zile distanță, am zburat împreună cu Raluca, cu soția mea, care e managerul meu, pe onorariu zero. Deci onorariul meu pentru evenimentul respectiv a fost zero. Ca să punem în context de tot ce să se înțeleagă cât de mult îmi doream și visam la acest moment. Da. Când m-am dus să-mi semnez contractul la Casa de Cultură, m-au întrebat din nou și onorariu? Zero. 2 bilete de avion, atât. Și am cerut 2 nopți de cazare la Hotel Timișoara. Dar nu-ți pare rău pentru că... Deloc. Pentru că a fost o chestie în care am crezut, mi-am dorit-o. Vedeam potențialul orașului de a mișca, de a se pune pe hartă și de a, nu neapărat de a se pune pe hartă, că e un termen general care spune, a, te-am pus pe hartă sau m-ai pus pe hartă sau ne-am pus pe hartă. Nu, pe hartă suntem, știi? Suntem aici în Timișoara de mii de ani, de sute de ani și o să fim și încă alte sute de ani. Dar să știi că ai trecut prin orașul ăsta și ai făcut ceva pentru el și ai lăsat... Poate peste 50 de ani cineva să-și aducă aminte, a fost unul cu... Bine, dar nu știu dacă o să fie Timișoara, pentru că știi că era, știți că era proiectul acela ca să se contopească cele două orașe, Arad și Timișoara. Și poate s-ar fi numit altfel deja orașul, peste câteva sute de ani. Timișoarad? Cum mai vrea să se numească? Cum se numea? Era un fel de conglomerat. Da, am citit de un quasi-proiect de genul ăsta, că s-ar dori, da. Fostul primar Timișorii avea ideea că dacă tot avem o autostradă între cele două orașe și ce mică e distanța și acum dacă treci prin autostradă, prin dealurile acelea da, și noi aici... Poți să fiu da. Puțin rău că Aradul are autostradă, la Timișoara nu. Facem Aradișoara. Un fel de Aradișoara, da. Da, a fost un vis devenit realitate, dar cum circula o vorbă din sportul românesc vis-a-vis de un fotbalist, nu o să-i spun numele, s-a născut talent și a murit speranța. Știm cu toții tineri care știu să deseneze, adică sunt arhitecți care au viziune cum ar trebui să arate orice fel de infrastructură culturală sau cum ar fi fain, cum ar fi mai modern pentru Timișoara. Știu să deseneze. Există și zvonuri că se fac niște planuri. Există oameni doritori, acum teoretic și administrație și susținătoare. Din punct de vedere financiar nu știm exact, pentru că pentru toată lumea e o ceață mare a ceea ce sunt vise despre, începând de la metrou de Timișoara și nu știu ce linie directă între cele două gare al Timișorii. Dar unde este punctul unde murim? Unde e prăpastia, la marginea prăpastiei, unde tot îi... capătul și nu mai putem să realizăm. Acum, cu toată sinceritatea, o spun și lipsa de modestie, suntem totuși în Timișoara. Adică, în opinia mea, trăind pentru un număr de ani într-un oraș metropolă, la o populație de nici nu știu cât are Timișoara, depășit jumătate de milion? Nu cred că o depășit jumătate de milion. Mie mi se pare fără sens un vis de a face metro. Deci în momentul în care ai depășit un milion și jumătate de locuitori și te-ai extins și orașul are o plajă largă de kilometri, merită să faci un metrou, dar să faci un metrou pentru 400.000 de oameni. Era adică, ceva hai zvon că o să fie metrou până la aeroport.
nu? Da, până la aeroport poți să bagi o cursă de autobuz la 30 de minute și sau, infrastructura există. Sau poți să faci tramvaiul. Sau poți să faci tramvai până acolo, știi? Tram, deci, train, sau poți să faci, e mult mai ușor să faci un tren pe șină terestră decât să sapi. Da, adică, hai să fim fezabili. Adică, da, Timișoara poate că va ajunge să fie în 2522-23 o populație de 3 milioane de locuitori. Niciunul de la masa asta și nici cei care ne privesc de acasă nu o să mai trăiască să o vadă chestia asta. Da, mi se pare un plan prea măreț și nefezabil. La ce? Da, asta e clar, dar avem planuri mai mici. De ce nu le putem face? Ce se întâmplă că desimțim aici? Că dacă comparăm cu celelalte orașe care sunt în zonă, te-am întrebat și despre Arad, poți să povestești și ce viziune ai despre Arad, dar eu am văzut în Oradea. Deci Oradea, ce au făcut în ultimii 10 ani, este imens. Deci un oraș mai micuț decât Timișoara, tot în vest, unde, să zicem, provincialismul era și mai accentuat decât în Timișoara. Timișoara, unde tot timpul ne băteam că Banatul-i Fruncea etc. și am rămas cu Fruncea. Fruncea bătută. Cu Fruncea bătută, da, exact. Și trăim în niște vise. Cum am putut să rămânem așa în urmă? Tu, acum privind de dincolo de pârâul acela în ultimii 6 ani, cum vezi? Există evoluție în Timișoara? Înainte de a-ți răspunde la întrebarea asta, o să mă întorc în răspunsul tău că ai folosit un cuvânt. Tu. Viziune. Viziune. Ăsta e cuvântul. Și ca să-ți răspund întrebării, din păcate văd un regres în Timișoara, nu o evoluție. Un regres. Dureros. Mi-aduc aminte de Timișoara pe care am lăsat-o în 2014 la sfârșit, pentru că am plecat spre Arad. Ultimele luni din perioada de România am stat în Arad, să fiu mai aproape de părinți și de familie. Mi-aduc aminte de Timișoara din anii 2005-2010, inclusiv Timișoara de 2000, când am descoperit-o, când am venit la școală, când m-am mutat la oraș. Oameni buni, nu e posibil ca în Timișoara să nu avem în 2022 un loc de cântat. Am înțeles, e pandemie, e nebunie. Nu, dar așa este. Deci nu avem un loc de cântat. E incredibil, mie nu vine să cred. Era plin de locuri de concerte, nu mai e nimic. Un prieten foarte drag și un coleg de proiect, Adi Șchiopu, tobarul cu care lucrez. Am un proiect inedit, pian cu tobe. Atât, pian cu tobe. Eu cred că se poate duce chestia asta la un nivel de, efectiv, o să fie ceva wow. În sensul că i-am promis lui Adi că o să-l învăț să cânte la tobe și să nu bată la tobe. Să folosească tot coloritul tobelor pentru a face nuanțe și face chestii de genul ăsta. Un lucru pe care el deja îl face nativ. Și am zis, ok, unde mergem să cântăm în orașul ăsta? Că nu pot să mă duc la Vidu să țin un concert de pian cu tobe. Da, am fost la Filarmonica, l-am avut în concertul meu invitat cu o piesă. Hai să zici că merge cu două piese. Dar nu pot să merg să-ți cânt o oră jumate la Vidu. Pentru că în momentul când auzi o tobă, poate ai vrea să-ți miști engleză, nu? Nu zic că o să fac o muzică de bumți-bumți, că nu asta e visul vieții mele, dar o să vrei să te simți în largul tău, să stai în picioare, să te miști, să nu știu ce, să... Și nu e o muzică de salon, pianul cu tobe, nu? Da. Și am zis, ok, unde cântăm în Timișoara? Nu mai avem unde să cântăm. Și mi-aduc aminte din perioada studenției, când erau niște locuri în Timișoara, de eram, wow, deci mi-aduc aminte când am intrat în The Note, era etaj 3, după ce l-au remodelat, au pus liftul ăla. Dar eu am crezut că pe undeva prin New York, prin ceva din astea, de te durea minte. Am zis, wow, un oraș în care eu fac școală, așa ceva? Unde e chestia aia? Da. Ce fac tinerii? Că noi, gata, 40 plus, nu știu, sper că tu ești mai jos. Da. Bun, rămâi acolo. Da, mă duc cu gândul la cei de 20 de ani. Nici acum. Nici nu ai 40, for the record. N-am încă, dar... Încă două luni, o lună jumătate.
Păi până 21 aprilie, că ați născut de ziua mea. Adică... Oh, ce coincidență. Da. Sunt născut în aceea zi cu regina Angliei și cu Hitler. Deci unul bun și unul mai puțin bun. Unul bun și unul nebun. Ce facem cu tinerii din ziua de astăzi? Că dacă nu îi învățăm să se bucure de libertate, de nu știu, de ceva care să simți că ești viu, că trăiești. Pentru mine era o chestie de genul ăla, adică la mine joia era, începea weekendul. Asta când deja eram mai bătrân, primeam ani târzii de facultate, că altfel începea de marți. Știi? Da. Și aveam unde să mă duc, mi-aduc aminte că la weekend ieșeam și mergeam 2-3 cluburi vinerea, alte 2-3-4 cluburi duminica, știi? Da, dar doreai asta, adică vroiai să mergi să socializezi cu oameni, să te întâlnești. Îmi doream să mă văd cu lume, să socializez, să mă bucur, să descoper locul ăla, să văd cine e acolo, să văd ce se întâmplă pe acolo, știi? Adică eram una din persoanele foarte vii ale orașului. Și totdeauna mi-a plăcut să adun lume faină în jurul meu și să facem chestii bune și să, chiar și când mergeam să ne distrăm și să facem o studențească. O făceam, că de-aia eram acolo, nu eram cu gândul la pian, la Șostakovici și la Mozart și la Bach. Nu, când mergeam la distracție, era la distracție, știi? Alegeam de ce-mi permiteam și restul era distracție. Da, dar acum nu, mie mi se pare că asta lipsește cumva, adică, bine, și pandemia o forța lumea să stea în casă și cumva mulți s-au retras și au devenit așa singuratici, adică nu îți vine să vorbești pe Messenger sau, eu știu, toată ziua call-uri online, mă refer cu prietenii. Și atunci s-au făcut grupuri mici de oameni care merg unii la alții acasă, dar nu mai există dorința aia de a merge, adică, nu știu, mie, de exemplu, mi-e super dor să mă duc la un concert, nu contează. Că știu că dacă mă duc, o să mă întâlnesc cu oameni, că, na, suntem un oraș cel puțin sper, că o să te întâlnești cu oameni. Și să mă bucur să-l văd pe, nu știu, X, Y, bă, ce mai faci? Adică nu mai există chestia asta, că nu avem unde. Și părerea mea e că, adică ce văd eu personal, poate greșesc, că nu există dorință de a se vrea. Adică nu văd pe nimeni să se enerveze și să zică, mă, haideți să ne adunăm câțiva, să facem ceva, că ne e dor să avem ceva. Avem câteva exemple, probabil negative, din cauza aceasta, pentru că au fost câteva cluburi și voi în episodul trecut ați discutat despre asta, despre cluburi faine care s-au închis. Din diverse motive, de multe ori motivul a fost sustenabilitatea financiară, pentru că lumea care mergea la evenimente nu era obișnuit să plătească. Adică eram obișnuiți. Tu, ție, de exemplu, din tot ceea ce reiese într-o parte din caracterul tău, e foarte important designul. Adică să fie un design fain. Ai pomenit de The Note, am discutat și despre cum arată, că ai un stil, că ai un design al tău, al mărcii tale, cumva, și brand. Toate brandul tău, exact. Și cluburile acestea, majoritatea lor, din păcate, nu au avut un design. Eu aș merge mai departe de a folosi termenul design, cât identitate. Identitate. Trebuie să ai ceva al tău. Tu ești Iutaș, tu ești Orși, tu ești Orși, Orși, nu Orși care îi mor când aud chestii de genul ăsta, Adel de România. Nu! E fata aia care așa o cheamă și ea cântă așa. Da, e Mica Viena, nu există. De ce e Mica Viena, Timișoara? Da. Mica Viena era și Aradu, Micu Paris e București, nu știu ce alt oraș e tot Micu Paris. Nu, e București, e Timișoara. Dă-i ceva, o identitate locală, creează ceva care să-l scoată din chestia aia de e fain și apare virgula, după care dar. Asta e provincialismul. Nu, n-am nevoie de dar, știi? Că la un moment dat cineva mă întreba, nu eram chiar pe la început, eram deja în anii de traforaj viteză la pian cu clapele albe și negre, tu ca cine suni? Ca mine. Da, uai, dar asta într-adevăr e... Eu nu m-am apucat să mă uit la unul ce face ca să pot să fac o copie a lui. De mie nu-mi sună două piese identic. Da, păi să mă apuc să-l copiez pe ăla. Știi? Am avut odată o discuție legată de zona de cover-uri. Decât să mă apuc să
fac un cover, îmi ia mai mult timp să-l fac în manieră proprie, care nu l-aș mai numi cover, ci l-aș numi remake, refacere a unei piese, în stil propriu și personal. Îmi ia mult mai puțin timp să-mi scriu muzica mea proprie și personală în proporție de 100%. Știi? Adică dacă am ceva de zis, dacă ai ceva de zis, zi-o în felul tău. Uh-huh. Dar când zici ceva, crede-mă, omule, în ceea ce vrei să spui. Că dacă tu nu crezi, dacă eu nu cred pe scenă când mă sui să vă cânt, dacă eu nu cred în povestea mea, cum, Doamne iartă-mă, să vă fac pe voi să credeți? Da. Aici le lipsește. Chestia asta de a ne găsi vocea, de a crede în vocea. Frica de a ieși în față. Și frica de rateu. De dar rateu de critic. Și frica americană, da. Put yourself out there. Exact. Ne e frică să facem asta. Dar de ce să-ți fie frică? Ce ai de pierdut mai mult? Ori și ce ai de pierdut? Total de acord cu tine. Cu toată sinceritatea. Știi eu, în momentul că care de multe ori îl vezi pe dracu mai mare decât e și când faci chestia aia... Dar noi îl facem. Aia, după aia îți dai seama că Bun, de ce mi-a fost frică? Am greșit. Am dat un rateu. Ok. Am învățat că așa... Nu. Exact. O iau de la capăt. O mai încerc o dată. Și încă o dată. Nu știu, cred că e mentalitatea asta cumva, cred că vine din... Ce zice lumea? Exact. Eu cred că vine din... De când ești copil, de când ajungi la școală, primii ani, adică că e chestia asta de ți frică să faci ceva că o să râdă de tine sau o să vorbească despre Orice, tine. Eu am, uite, anul ăsta 26 iulie 2022 se împlinesc 10 ani de la primul concert. Și crede-mă că între 26 aprilie 2012 și 26 iulie 2012, în alea 3 luni, aprilie, mai, iunie, iulie, da, bine am zis. Am mai discutat cu oameni cunoscuți din zona muzicală timișoreană la vremea respectivă până am ieșit la rampă cu muzica mea și le-am zis ce vreau să fac și cum vreau să fac. Un singur om mi-a zis, băi, dacă tu crezi în chestia asta, du-te înainte. Restul toți mi-a zis, nu o să ai niciun succes, nu o să ai nicio variantă de câștig cu ea, o să te împotmolești după prima treabă. Și ce faci când ai toată chestia asta negativă cumva? Adică îți ia din încredere. Eu, mă rog, simți că îți pierzi așa cumva un pic. Dar te duci totuși înainte, în, nu? Simbolul zodiacal sunt... Taur. Taur, știi? Aha. Și mie dacă îmi zici că tu nu ai reușit ceva să faci și nici tu nu o să reușești să faci, nu știu cum fac, nu dorm, nu mănânc. Deci numai de-a dracu ți arăt că poți să faci chestia aia. Da, foarte bine că există. Deci a fost o provocare a mea cu mine. În urmă cu 25 de ani am lucrat cu pianistul de la Moscova. Și omul mi-a zis câteva chestii pentru că i-a plăcut tare mult de mine. Mi-aduc aminte și acum cu foarte mare drag la prima întâlnire cu el. Mi-a luat mâinile, erau cam tot dimensiunea asta, n-am mai crescut de la 15 ani. Eu luam mâinile, mi le întors așa, s-o uita la ele, mi-a pus să le închid, să le deschid și prin translator mi-a transmis profesorul, no, hai să văd ce ești în stare să faci cu capacele astea două de Buddha. Și în momentul ăla am făcut așa un click, am zis, băi, e om, știi? Pot să mă duc până în pânzele albe, adică nu o să țin în mine absolut nimic și eram în zona muzicii clasice la vremea respectivă, eram în clasa noua. Ok, tot ce am de dat îi pun pe tavă pentru că vreau să mă strunească și să îmi spună absolut tot ce poate să-mi spună într-un termen limitat, că lucram cu el vreo 3 săptămâni și aveam 6 ședințe de câte, cred că o oră jumate. Deci în total trebuia să lucrez cu el 9 ore în cele 6 ședințe, în cele 3 săptămâni. Atât de mult i-a plăcut de mine, încât am lucrat 18 ședințe, că s-a lucrat tipul 7 zile din 7 și în fiecare zi, în afară duminică, mă lua la pian. Mă vedea, hai, și mâine tot la ora asta. Păi zic, dar nu aveți... Hai! Super! Și am lucrat cu el și lucram și 2, și 3, și 4, și 5 ore. Într-o seară mi-a zis, uite, eu termin programul la 7, dacă vrei, hai să mâncăm și după aia mergem la pian. Și am stat de la 8 jumate până pe la vreo 2 noapte să lucrăm, știi? Nici nu mai aveam translator, ne înțelegeam, am înțeles rusă, era ok. Dar spre la lecția finală mi-a zis, vreau să spun 3 lucruri care dacă în viață o să ți le aduci aminte și o să te folosești de ele, o să faci pași
frumoși, știi? Și mi-a spus o chestie, prima era că să fii locul întâi nu-i mare lucru. Să te menții acolo. Poate ai ajuns să fii locul întâi astăzi pentru că toți ceilalți dorm sau după o beție crâncenă și tu te-ai nimerit că n-ai avut cu cine să concurezi. Ok, cât de mult poți să ții garda sus în momentul în care toată lumea se trezește și revine pe plantație, știi? Regula numărul 2 pe care mi-a zis-o, cel mai de temut competitor al tău ești tu însuți. N-ai cum să concurezi cu altul care are altă factură genetică, poate concurezi cu unul care de 7 generații s-a născut numai din case de pianiști, ăla se taie la mână și curge pian din vene, știi? Și cea mai de preț regulă pe care am luat-o, fiind a treia, mi-a zis în felul următor, când te sui pe scenă, cucerește-ți publicul. Ei, învățând ce înseamnă viața de scenă, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că până la a debuta pe scenă cu muzica mea proprie, avusesem peste 400 de concerte de muzică clasică, în care credeam pentru că îmi plăcea povestea din spatele lucrărilor respective pe care le cântam în concerte. Dar în momentul în care am urcat pe scenă cu muzica mea de 100%, de pot să-ți spun de ce e nota aia acolo, de ce e pauza aia acolo, de ce acolo fac rărirea, de ce acolo grăbesc, de ce, pot să-ți justific 5 zile despre fiecare notă. În momentul ăla îmi spuneam povestea mea. Și dacă nu credeam în ea și nu aveam nebunia asta faină de a vă face să credeți, n-aș fi reușit. Și ca să pot să fac chestia asta, trebuia să am o identitate, trebuia să am o viziune. Da, vă recunosc că la primele concerte pe care le-am avut în 2012, nu mă gândeam că o să mă duc în povestea asta. Am făcut-o efectiv de dragul Ralucă, soția mea. Am zis, ok, dacă ție îți place atât de mult muzica asta, uite, dacă ajută Dumnezeu să dau 3 concerte și cu atât o să rămân în viața asta, eu o să fiu cel mai împlinit și cel mai bucuros os din lume, pentru că ți-am făcut cadou ceea ce îți dorea atât de mult. E, în momentul în care a văzut Ralu ce se poate crea din povestea asta și capăta, cum să zic, amploare de la concert la concert, atunci a zis, ok, renunț și eu la orice job am și preiau toată activitatea din spatele tău. De asta ia-i managerul meu și ia... Ce fain, fain. Da, ea a lucrat în marketing înainte, dacă ea acum nu este prezent aici. Și în marketing și în... ea-i de structură profesională, m-a terminat dreptul și a fost jurist, deci știe și cu legea, adică nu prea pot să mă prind în offside. Adică când citește un contract, se uită și în dunga foii, știi? Să vadă dacă nu-i trecut ceva mic. Dar și-o dat seama că efectiv nu mai aveam timp să petrec cu negocieri, cu chestii de genul ăla. Era nevoie de cineva care să preia toată chestia asta, să mă lase pe mine să văd de scris, de prepetat, de pregătit și când intru pe scenă eu să intru solid ca să pot să livrez cu adevărat ceea ce aveam de făcut. Adică eu de fiecare dată când am urcat, urc și voi urca pe scenă, livrez de 100%. Nu țin nici măcar 0,01% pentru mine. Să acolo, pentru voi, ești deschis total. Da, zici termenul acesta de livrare și e foarte bun termenul acesta, pentru că cred că majoritatea artiștilor li e rușine să zică public termenul, pentru că sună foarte mercantil. Dar de fapt despre asta este vorba. Eu vând emoții. Da. Eu vând emoții. Deci ăsta e. Hai să nu mergem în chestia aia că e mercantil, că ești comercial. Definește comercial. Pot să spun ce nu-i comercial. Faci un concert în care ai o sală de 500 de locuri și n-ai vândut niciun bilet. Crede-mă că nu ești comercial. Da. Atunci dacă ai vândut 3 bilete dintr-o sală de 500 de locuri, ești comercial pe un segment de public foarte, foarte, foarte mic. 0,7%, da. Da. Înțelegi? Da, da. Nu te descuraja că ai avut 3 oameni la primul concert. Ca o idee, că nu sunt în măsură să dau sfaturi, dacă sunt tineri care vor să pornească pe un drum al creației proprie și să-și facă o carieră din chestia asta, țintiți locuri mici la început, care să le puteți umple cu oameni puțini să fie pline sările. Că vă dă un vibe din ăla de nu o să vă vină să credeți. Știi? Eu am pornit cu spații mici. Nu m-am dus în filarmonică. Primul concert n-a fost în filarmonică. A fost în Calpe Gallery.
60 de locuri sau ceva de genul ăsta, cred că un maxim de 60 de locuri. Mm-hmm. Deci cu 60 de oameni am pornit. Și după aia am crescut organic. N-am crescut cu îngrășământ chimic. Da. Boosturi. Nu, am crescut natural. Dar întotdeauna când mi-a spus povestea, am spus povestea reală și n-am denaturat-o și n-am căutat să o... Wow, ce... Nu, eu sunt la fel de om ca voi, sunt la fel de simplu ca voi, sunt la fel de complicat ca voi, nu fac nimic în plus spre deosebire de un om normal. Am citit despre tine că tu când ai un concert, intri pe scenă din public. Pe mine publicul m-a... A, și dus. Că ești în față și întâmpini publicul. Da. Deci mi se pare super tare chestia asta. Eu mai știu pe nimeni care face asta. E o doză de respect pe care eu consider, eu așa o văd eu, nu e o chestie care trebuie să se întâmple. Eu mă încarc de la oameni. Când am un concert, eu mă încarc de la oameni. Și de asta o să vorbesc cu ei, să le mulțumesc efectiv, că oamenii și-au luat din timpul lor. Adică toată lumea zice, am plătit 100 de lei pe un bilet. Nu. N-ai plătit 100 de lei pe un bilet. Ai plătit 4 ore sau 5 ore sau 6 ore din viața ta. Da. Aia ai plătit. Ai mulțit vreodată câte ore au stat la concert oameni, câte ore și-au dedicat din viața lor ca să te asculte live? N-am stat să fac socoteala asta. Dar iese o cifră uriașă. Sunt. Așa te strivește, nu? De răspundere. Că, what the heck? Nu, mă încarcă și mă face să le dau și mai mult. Știi, mai mult. Știi, pentru asta, publicul meu e motorul. De asta, în anii ăștia de nebunie, n-am mai scris. Pentru că nu aveam pentru ce să mai scriu. Eu scriu atunci când sunt chemat să cânt, știi? În rest, cum să spun, nu că nu aș avea idei, că e capul cât o baniță de idei și precis că deja încep să iasă și am scris 4 piese într-o săptămână pentru un ansamblu de 9 oameni pe scenă, deci dai seama că am de unde să scot. Dar nu venea să scriu pentru că ajungeam cu piesa la forma finală și după aia mă durea sufletul că n-am unde să o cânt, știi? Și atunci mi-am pus așa o stabilă în sufletul meu și zic, nu scrie. Nu scrie pentru că o să te dezamăgești că n-ai unde să o pui pe tavă. Că eu nu scriu pentru mine. Dacă eu ar trebui să scriu pentru mine, n-a scrie. Scriu pentru voi, pentru că îmi face mare plăcere să vă cânt și să văd reacția voastră, să văd bucuria voastră, să văd lacrimile voastre. Și că au fost concerte în care am văzut oameni care zâmbeau cu ochii închiși și lăcrimau, știi? Aia e ceva care zici, wow, adică pot să mor după aia liniștit, că mi-am făcut menirea pe pământul ăsta, știi? În Canada ai avut efect așa ceva asemănător? Am avut. Pentru că acolo, da... Publicul nu te cunoștea până atunci. Acolo nici eu nu știu ce cunosc. Dar muzica e cel mai universal limbaj. Și oricum ai da-o, atingi. Da. Dacă ai ceva de spus, dacă ai o poveste pe care o împachetezi și o împăturești în așa fel. Eu am spus întotdeauna că eu nu cânt muzică la pian, cânt povești la pian. Știi? Și chestia asta... Orică o spui în limba chineză, orică o spui în limba română, orică o spui în limba engleză, orică o spui în orice limbă vrei tu din lumea asta maghiară a secolului 15, o spui în limba aia. Dar când o spui la pian, la un instrument, nu mai ții cont de granițe, de tipare lingvistice, de ai folosit termenul gramatical cum trebuie. Nu, spui o chestie care o înțelege toată lumea și o poate savura și o înțelege în timp real. Că asta mi-am dorit foarte mult de la muzica mea. Să o spun cu efect instant. Nu să pleci de la concert și zici, am fost la Teo la concert și te întreabă lumea și cum a fost. Păi și nu știu, stai un pic, trebuie să mă duc acasă, am de răsfuit vreo 3 manuale din alea de 800 de pagini bucata și după aceea peste vreo 2 luni o să pot să-ți fac recenzia, să zic dacă a fost fain sau nu a fost fain. Nu. Bine, și aia este un public care e, adică o zonă de artă unde trebuie să... Cu siguranță. Prin care educi, nu? Educi prin orice formă de muzică. Îmi aduc aminte cu foarte mare drag de primul concert pe care l-am avut la Filarmonică, în Timișoara, în 2013. Și
Nelu Gărboni, directorul de la vremea respectivă, l-am invitat la el în birou și mi-a zis, eu, copile, eu, uite, am nebunia să te pun în stagiune. Și eu zic, eu vă mulțumesc din suflet și vă promit că nu o să vă dezamăgesc. Și am avut sala arhiplină, sold out concertul, de 875 de bilete, în varianta în care toată lumea și-a plătit biletul. Deci nu a fost cu pomeni electorale și chestii de genul ăsta. Și la final, a doua zi, mi-a spus că am făcut cel mai tare business. Adică caseria filarmonicii a înregistrat un profit extraordinar de bun cu tine avându-te acolo. Și n-am văzut atâta tineret în filarmonică cât am văzut la tine la concert. Ca după aia să aflu de la oameni care mi-au fost la concert și că au fost pentru prima dată în filarmonică, la un concert în sala respectivă și au început să meargă frecvent la concertele filarmonicii. Adică, cumva am adus niște oameni care nu fuseră vreodată acolo într-un spațiu de care le-a plăcut și au zis, ok, dacă tot am călcat pe aici la un eveniment care mi-a plăcut, hai să văd dacă mai găsesc și alte evenimente care îmi vor face plăcere să le savurez. Sunt oameni care merg în continuare la filarmonică datorită faptului că eu i-am adus în sala respectivă. Știi? Da. Exact. Reclamă bună pentru instituție. Hai să o spun altfel, au avut viziune. Au zis, ok, ce pot să risc? Pot să risc un rateu. Nu o să vină nimeni. Deci mi-a zis, nu m-am așteptat să umpli sala. Hai să trecem puțin de la notele nostalgice și la cele negative, să încercăm să facem, să spunem ceva mai constructiv. Ce ai văzut în Canada, ce-i de învățătură bună pentru noi, ce ar fi bine de implementat, chiar dacă nu la nivelul acela, dar ce am putea să importăm? În primul și în primul rând, încrederea. Asta ar fi primul lucru pe care l-aș importa eu. Încrederea în sine sau în celălalt? Încrederea în sine. Încrederea în sine. Dacă tu nu crezi în tine, nu poți să mă faci să cred în tine. Crede în proiectul pe care vrei să-l faci. Nu aștepta ca oamenii să vină și să fie foarte deschiși la ideea pe care tu ai. Pune-ți o țintă fezabilă pe care poți să o faci într-un termen de timp, într-un termen pe care tu ți-l dai. Fă ceva de pe urma căruia tu să atragi atenția oamenilor de bine, că uite, omul ăla a reușit să facă o chestie. Și în momentul în care tu crezi în povestea ta, o să mai apară cineva și o să zic, ok, uite, îmi place foarte mult cum ai făcut chestia asta și îmi place, ți-am urmărit palmaresul, ți-am urmărit anul sau băia 2-3 ani pe care tu te-ai chinuit și ai luptat pe metereze să-ți ții garda sus, să-ți păstrezi rețeta. Știi? Și atunci să trezești că peste 3 ani, peste 5 ani o să ai o groază de oameni care vor să vină să investească în povestea ta. Ai zis acolo că locurile unde ai concertat erau private. Private, da. Adică majoritatea sunt așa sau efectiv statul nu susține cultura și încearcă ca lumea civică să susțină cultura? Statul canadian nu are săli. Statul canadian nu are săli de cultură. Deci asta e o directivă ca să nu există timp. Tot e privat. Statul canadian, pe de altă parte, vine și spune felul următor. Noi avem un buget alocat culturii, în care Orși are o sală de cultură, în care Utah are o sală de cultură și Teo are o altă sală de concerte. Orși își face un proiect în care prezintă ce urmează să facă pe următorul an sau pe următorii ani. Pe următorii ani, de fapt, că așa pe termen de un an nu îți dă nimeni mai nimic. Tu îți faci proiectul tău ce vrei, nu vrei să faci și proiectele care prezintă cel mai mare interes dobândesc niște fonduri. Să se ducă la îndeplinire proiectul. Dar aia nu înseamnă că noi, fiecare cu proiectul, ca câștigătoare toate trei, dobândim fonduri și ok, nu mai facem nimic. Nu. E un fond care îți susține o parte din cheltuielile necesare întreprinderii. Tu o faci privat. Există o regulă care parte a cheltuielilor e susținut din fondurile acestea?
Adică sau e proporțional? Cu siguranță sunt niște reguli, dar nu am ajuns să le aflu. Știu că eu am aplicat pentru niște granturi, ca așa se numesc, am aplicat pentru niște granturi și le-am primit. Am dovedit ce am făcut, am dovedit că nu doar un povestitor. Am spus ce vreau să fac și am primit niște sume financiare în care au venit și au zis ok, susținem o parte din concert sau din turneu. Nu putem să susținem un turneu întreg, pentru că dacă l-ar susține întreg, atunci poate eu m-aș culca pe o ureche și ok, stai liniștit, că au venit băieții, au dat tot și nu mai mă stresez cu absolut nimic. Nu, ei vor să vadă. Și după concert vor să vadă o recenzie, vor să vadă o serie de fotografii sau dacă sunt niște videouri să prezinți, să faci un raport. Un raport. Da. Mm-hmm. Ce public ai avut, la ce prețuri ai vândut biletele, să vadă dacă tu ești fezabil ca artist, dacă merită să te mai susțină pe mai departe, unde s-au dus banii tăi, pe ce ai folosit. Și părerea ta subiectivă este că sistemul acesta e sustenabil așa, pe termen lung, adică ar fi, sau depinde și de societate? Iată că în momentul de față n-a mai fost sustenabil în Canada, pentru că nemai existând fonduri pentru cultură, s-a închis. Asta din cauza lockdown-ului. Din cauza lockdown-ului, da. Da. Păi, cultura n-a mai contat, s-au închis întreprinderile și atunci nu au mai venit bani de la fond, că s-au dus spre altceva, care n-a. Hai să înțelegem că a fost mai necesar. Deși, în părerea mea, că nu prea se poate fără cultură. Cum zicea și Toma Caragiu, se poate fără cultură? Se poate, dar nu merită. Deci un sistem, de exemplu, cum e în Timișoara, cum e cu Centrul de Cultură? Eu aș vedea un parteneriat public-privat. Deci eu aș vedea un parteneriat public-privat. Pentru că în momentul în care ești susținut integral de la buget, nu te interesează să faci ceva. În momentul în care ai un 25% buget, te interesează să faci restul de 75%. Și ca să faci restul de 75%... Trebuie să livrezi. Exact. Asta e cuvântul. Da. Exact. Trebuie să livrezi. Și atâta timp cât suntem pe statul de plată al statului român, nu o să livrăm. Mm-hmm. Atunci părerea ta, și hai să revenim tot aici. Hai! Ești curios dacă ai idei pe care ar trebui să le încercăm noi, cei care într-un fel sau altul suntem într-o legătură cu cultura locală. Noi putem să facem în felul următor. Ne adunăm și facem un proiect, o idee. Cineva ridică mingea la fileu și ceilalți vin și construim. Adică eu dacă vin cu o idee, sâmburele l-am însămânțat, l-am pus, dar ideea mea devine ideea noastră. Nu ne trezim peste 2 ani de zile, stai mă că eu vreau tot sau eu vreau 90% că am venit cu ideea. Nu. Hai să discutăm, punem, concretizăm și de la bun început ne facem și împărțeala. Cum discutăm? Cât vrei să te implici? Cât vrei să te implici? Cât mă implic? Și ajungem la concluzia că toată lumea se implică egal. 33, 1% rămâne la un fond de apă plată. Da? Poate nu vine Aqua Carpatica să ne... Așa, dar... Hai să ne facem treaba atunci. Nu-mi lăsa mie atribuțiile tale, nu-ți las atribuțiile mele, fiecare ne facem și... Adică, practic, trebuie să avem o anumită maturitate în gândire pentru... Păi, facem ceva împreună. Împreună, da. Nu faceți voi ceva pentru mine sau eu pentru voi, nu? Da. Facem toți. Spune că, măi, eu vreau să iau numai 20% din povestea asta, că atâta timp o să dedic. Ok, ne împărțim 40-40? Da, ok. Păi, nu pot să iau 40, că mai am și altă treabă. Iau 30, ok, rămâi cu 50%. Da, ok, e majoritar. Dar atunci, hai respectă-i majoritatea sau ceva de genul ăsta. Nu să construim o idee și după 3 săptămâni, stai că mi-a mai venit o idee. Bun, poate să-ți vină o idee, putem să facem o liniuță adiacentă și uite, avem și chestia asta în minte. Dar dacă am pornit pe un drum, dacă am pornit pe o chestie, hai să o facem. Și eu aș face o chestie de genul, aș căuta în spațiu privat. Am avut încercări de a convoca și de a colabora cu
instituțiile statului de a face niște proiecte care să ducă mai departe o poveste legată de Timișoara. Nu s-a reușit la vremea respectivă. Nu vreau să depind de ceva. Pot să fac ceva cu puterile mele, cu noi, cu puterile noastre, cu banii noștri care îi avem. Hai să pornim cu ceva mic. De ce să ne chinuim să bem dintr-un bidon de 5 litri? Când, uite, ne putem descurca cu sticla de 0,5. Mai am o sticlă de 0,5, știi? Ce sens are? Se poate face. Baby steps, exact. Faci pași mărunți. În momentul în care faci pașii mărunți, dacă mai se rupe o treaptă la scară, bă, nici nu pici așa de tare, exact. Știi? Da. Dacă ți-a luat avânt ca să zbori pe următoarea treaptă, dacă n-ai prins-o pe aia, ai cam prins asfaltul, știi? Și s-ar putea să te julești. Mie îmi place că simt așa, cumva, adică ai o energie care, pe care o emani că vrei și îți dorești super mult să se întâmple chestii și nu atât că ai vrea doar să îmi doresc și că vreau să întâmple. Se va întâmpla, deci se va întâmpla. Da. Se va întâmpla, pentru că după perioada asta de ședere pe cameră, lumea e pregătită și lumea e, cum să spun, avidă. Și să nu facem greșeala să considerăm publicul ca fiind nepregătit. Au tocat oamenii ăștia internetul și YouTube-ul. Deci chiar știu ce înseamnă un concert. Indiferent că e de trash, de death metal, de pop, de funk, de pian, de ce vrei tu. YouTube-ul a fost tocat. Da. Deci, una din companiile căreia nu i-a fost atât de benefică pandemia, YouTube, pentru că trebuie să dea mălaiul la băieți, știi? Că lui s-au rulat piesele de foarte multe ori și înregistrările și acum lumea știe ce cumpără. Deci nu mai poți să păcălești publicul. Și publicul, eu am susținut întotdeauna că poți să-l păcălești o singură dată. Dacă ai vândut marfa cu mucegai, adică ai livrat așa cu coperta îndoită, ai livrat odată, adică crezi că ai livrat odată, dar nu mai livrezi a doua oară. Că nu mai ai cui. Știi? Deci lucrurile se pot face și lumea e dornică de a ieși din casă. Dar cum faci să-l scoți din casă? Îl scoți din casă pe jumătate sau îl scoți în întreg? Știi? Exact. Și atunci, ce spuneam de identitate. Eu în momentul în care o să fac ceva, o să fac ceva ce să aibă identitatea mea împreună cu cei cu care lucrez la proiectul ăla. Nu luăm, vai, că am văzut noi că s-a întâmplat nu știu unde, nu știu ce. Ok, aia s-a întâmplat într-un spațiu geografic care nu coincide cu ceea ce coincide la noi. Hai să luăm o chestie că, știi, îmi place foarte mult ideea asta, citeam la un moment dat, de Coca-Cola. Știi că, efectiv, Coca-Cola nu gustă la fel în Canada și România, sau în România și Mexic. Băieții care fac rețeta de Coca-Cola o iau în funcție de cât de sărat, cât de pipărat, cât de iute, cât de nu știu cum se mănâncă în țara respectivă. Am gustat efectiv cola făcută în Mexic și cola făcută în Statele Unite. Diferită la gust. În Statele Unite era mult mai dulce, în Mexic era o idee mai puțin dulce decât cea din Statele Unite. Ei, dacă ea fac rețetă diferită, înseamnă că știu ei de ce. Și atunci, de ce să luăm noi un produs? Uai, că am văzut noi că se întâmplă chestia aia la New York. Păi, New York e New York, ei au metrou de când lumea și pământul, noi nu avem nevoie de metrou momentan. Da, exact. Da. Ai zis că în Canada lockdown-ul a fost îndelungat și aici în România noi am crezut că a fost foarte îndelungat și că ne doare, dar cum rezistă omul practic la o diferențiere așa de majoră la stilul său de viață, care mereu oferă acum niște șuturi în stomac din lună în lună, când sperăm și chiar și cei mai puțin pozitivi, adică pesimiștii, credeau că pandemia se termină până acum.
Bine, cei care erau foarte pesimiști o să le-au zis că nu o să se termine niciodată, dar undeva și ei sperau că se va termina după un an de zile și iată suntem la 2 ani de zile și tot ne reinventăm, dar ne obosim. Sau ne remințim. Da. Că o să mai țină 2 luni și după aia, după 2 luni, mai primim un bonus. Și mai un lockdown. Da. Și mai noi am avut în Canada, din 12 luni, 9 le-am stat în lockdown. Nu pot zic că a fost un lockdown din ăla, că n-ai voie să ieși de la nu știu ce oră sau nu știu ce. Ai putut să ieși oricând, oriunde era deschis. Stai la cozi interminabile ca să-ți iei o franzelă, așa a fost să fie, știi? Chiar mi-am adus aminte de perioada comunistă când se stătea la butelii. Trăiască neanicu! Știi? Chiar le ziceam unor canadieni că ei credeau că noi în România eram subnutriți în perioada comunistă și n-aveam mai nimic și eram lipiți pământului și le-am zis, bucurați-vă că noi am fost în perioada aia că și datorită nouă voi sunteți unde sunteți astăzi. Am venit pregătiți. Și noi nu ne plângem că stăm la coadă, că asta e fain, e ok, o luăm așa cum e. Dar la un moment dat se simțea psihicul că începe să dea rateuri, pentru că citeam la un moment dat o chestie de cât de mult rezistă psihicul uman în forma de asediu, că asta e un asediu de fapt. Și psihologi de renume mondial făceau o analiză și spuneau că pe vreme de război rezistă 6 luni de zile, în timp în care, gândiți-vă că războiul nu era execuție în fiecare zi de muniție. Mai erau zile pauză, mai se făcea un armistițiu, se mai putea relua un fel de viață relativ normală, dar aici am fost sub asediu, suntem sub asediu de 2 ani de zile aproape, că asta e cuvântul, știi? Când zici că mai e o gură de aer, mai apare o variantă. Înțelegi? Dar populația de acolo e mult mai docilă decât populația noastră. Acolo dacă au zis șeful tribului că așa, așa. Ca la noi, că hai mă las că știu mai bine. Canadienii sunt mai nemți decât nemții. Mai catolici decât papa. Sunt foarte obedienți. Foarte obedienți. Un lucru care e extraordinar de fain. Dar până la un punct, aș zice. Uh-huh. În momentul în care vezi că lucrurile nu revin, în momentul în care promisiunile nu mai sunt satisfăcute, eu nu știu, mi-aș pune niște semne de întrebare, mă stai un pic. Mi-ai zis că atât, nu a fost. Atât, hai mai un pic. Ce-ți mai cred? Că undeva e cu virgulă. Uh-huh. În momentul de față, din păcate, Canada iară în lockdown. Și Quebecul e în varianta aia de restricție. Deci de la 10... Liniște. Atunci toată lumea stă acasă și citește, nu? Cu siguranță fac ceva. Sau se uită pe YouTube. Sau pe Netflix. Netflix. Sau bea pe cameră. Sau fac ce content, că acum e plin de content creators. Da. Asta înseamnă că noi, aici în Europa de Est, cumva suntem într-o zonă care, în situații de genul acesta, semicrize, cultural, suntem destul de bine plasați, pentru că noi avem cultura și partea aceea nemțească care ne-a învățat să urmărim niște reguli, pentru că altfel regulile nu degeaba s-au fost gândite. Pe de altă parte, avem și partea aceasta balcanică, mediterană, unde ne place să ieșim din reguli și cumva să găsim shortcut-uri. Da, eu dar cu toată sinceritatea, dacă ai încercat să schimbi viața asta, ai sugruma o identitate. De ce să schimb? Așa suntem. Așa suntem. Uite, eu, nu sincer să fiu, nu m-am identificat cu perioada de pandemie din Canada. Mi-ar fi plăcut să rup și eu ușa de ceva, dar n-ai cine să te certe acolo. Deci asta era foarte fain că acolo doi oameni, dacă se certă, vorbesc cum vorbesc eu cu orice acum, știi? Adică, știu, ce prieteni faine, știi? La fel și când se bucură. Deci... Dar ei, dacă ne văd pe noi acolo vorbind, ei chiar cred că noi ne certăm. Dar eu când mă mai întâlneam cu prietenul meu, cu Vali, eu salutam de la celălalt capăt de stradă. Da. Salut, Valică! Știi?
Și după aia când mă vedeau că mă întâlnesc cu el, dădea mâna, ne îmbrățișeam, ce faci, cum ești, nu știu ce, tarara, ce, oh, nice. Da, uite-te la un film japonez fără subtitrare. Da, nu-ți dai seama dacă ea se ceartă sau ce se întâmplă atunci sau acum își declară iubirea în față de ceilalți. Sârbii mi se par cei mai tari. Cum vorbesc, că ei chiar vorbesc super pasional, așa și tare și... Și nici cu italienii nu mi-e rușine. Da. La italieni e așa mai melodioasă cumva limba. Da, cuvintele s-a articulate astfel. Ca muzician, mie asta mi se pare frumusețea vieții. Adică dacă te bucuri, arată frate că te bucuri. Dacă plângi, stai acasă mă, și plângi, că nu ne interesează să te vedem în lacrimi. Știi? Da. Bucură-te și arată că te bucuri. Că... Așa, ce face? Plânge sau râde? Nu știu. Hai, da, e safe zone dacă nu-ți arăți emoțiile. Pentru că arată-ți emoțiile. Acum totul revine acolo și cu încrederea în sine. Dacă poți să-ți arăți ceea ce ai în tine, talentul sau încercările tale, e, cred că aceeași sursă au ambele. Eu cred că atâta timp cât ții blocat copilul din tine, nu o să fii bucuros. Ei? Da. Lasă-l să se bucure. Asta trebuie citată, chestia asta. Lasă copilul din tine, că toți suntem copii în fond și la urma urmei. Și eu așa am este. 40 de ani, mai un pic încolo, mă simt copil de nu-i adevărat. Lasă copilul. Cum le zic părinților, elevilor mei, știi, că vai, că trebuie să-l pun să mai... Am eu grijă să-l fac să studieze. Nu-i fura copilăria. Lasă-l să fie copil. Vai, că aș vrea să facă, lasă-l să fie copil, că anii ăștia nu se mai întorc. Da. Și așa cum știm noi copilăria, ei nu mai au. Eu știu copilăria cu mingea de fotbal trecută prin geamurile vecinilor. Ăștia mici de astăzi știu copilăria cu mingea de fotbal pe PSP, pe nu știu ce și nu o spart niciun geam la viața lui. Mi-e așa îmi plăcea când auzeam că troznește. Și știa, mamă, ce... palm după cap îmi dă mama și iară trebuie să plătească geamul la tanti aia. Da, acum apare nostalgic și fain, dar pe vremea aceea nu prea eram noi așa de fericiți în momentul respectiv. Mai, dar dacă comparăm cu ceea ce se întâmplă astăzi, eu zic că noi chiar am avut o copilărie fericită. Da, da, am avut copilărie. Am avut o copilărie și nu neapărat acum din cauza că foarte mulți copii stau în fața laptopurilor și tabletelor, care într-adevăr nu este benefic, dar pur și simplu lockdown-ul acesta îi face pe copiii noștri de acum, de generația de acum, ca să ajungă la psihoterapeuți peste 10, 15, 20 de ani și să le dea de mâncare o pâine timp de tot cât e viața lor. Toată viața lor, clar. Și asta e cel mai trist, că din lockdown-ul acesta noi nu am învățat nimic în 2 ani de zile, deci... Dar asta e o altă poveste despre mass media și despre percepția oamenilor a ceea ce se întâmplă în lume și nu mai știi exact ceea ce se întâmplă. Eu cred că fiecare dintre noi putem să ne creăm adevărul nostru. Noi ne și creăm. În asta nu există niciun fel de vid, pentru că fiecare își creează. Și eu am acceptat ideea de a-mi crea adevărul meu reducând la maxim informația din mass media. Am niște semne de întrebare dacă o fi reală, dacă nu o fi reală, nu mi le mai pun, că nu mă interesează. Momentele pe care le petrec cu voi sunt unice și mă bucur din sufletele. Nu mă gândesc că ce e afară, că nu dă cu bombe nimeni, știi? Știi că, băi, suntem în viață, adică putem să mergem la o cafea după aia, că și suntem ok, nu avem absolut nicio problemă. Noi creăm probleme, băi, că nu știu ce o să fie acolo, nu o să fie absolut nimic. Hai să plecăm cu gândul că drumul nostru o să fie fain, cu pietrele nete de... și nu se întâmplă absolut nimic. Și hai să pornim cu gândul că ce proiecte o să facem împreună o să fie într-un final de reușită și de succes. Să ne gândim, vai, că drobul de sare, dar dacă o să se întâmplă, dacă se întâmplă, nu știu ce, deja s-o dărâma lumea. Păi da, intervine din nou frica. Bun, ok, ai vreo scrisoare primită de la Dumnezeu că mine dimineață la ora 7:30 te trezești? N-ai, nu? Și n-ai primit niciuna, nu? Tu te trezești mâine dimineață sau te culci în seara asta cu bucuria de a te trezi mâine dimineață, nu? Da. Chiar vedeam zilele trecute pe Facebook o chestie în care un tip îl întreabă pe altul că zice dacă ți-aș da $1,000,000 sau ceva de genul ăsta și mâine dimineață ai fi fericit,
wow, zice, da, aș fi chiar foarte fericit. Dar și dacă ți-aș da astăzi 10 milioane de dolari și mâine dimineață nu te-ai mai trezi? Păi nu mi trebuie. Și atunci înseamnă că fericirea ta de mâine dimineață valorează mai mult de 10 milioane de dolari. De ce nu ești fericit mâine dimineață? Și e o întrebare super simplă și banală, nu? Exact. Adică dacă îți dau 10 milioane astăzi, dar mâine dimineață nu te mai trezești, nu vrei. Păi, mâine dimineață valorezi 50 de milioane de dolari. Și nu-ți trebuie niciun leu să fii fericit. Pă bune. Hai să încercăm să facem chestii care sunt faine, care dau viață. Strânge oamenii în jurul tău care să-i faci să se bucure. Și da, ajută pe oameni să înțeleagă că ceea ce faci ca artist sau ca eveniment cultural, ca eveniment artistic, ca nu știu ce, trebuie susținut, pentru că nimic nu-i gratis în lumea asta. Nimic nu-i gratis și să nu ne obișnuim cu gândul că lasă că vine ăla și plătește și nu ți se cuvine absolut nimic în lumea asta. Absolut nimic. Poate viața pe care ți-o dat-o părinții și mai departe restul... Tu ți-l cădești, da. De? Hai să gândim chestia asta că nu putem unul fără celălalt. Adică într-o societate suntem verici din lanț. Știi? Eu livrez alba neagră pe pian. Tu îmi livrezi pianul. Tu îmi faci traseul turneului. Bun, noi deja am înfăptuit evenimentul. Dar cum facem ca oamenii să vină acolo? Hai să luăm toate categoriile de oameni. Hai să luăm categoria care în momentul de față e cea mai pumped. IT-ul. Oameni buni. Pe care rânduri din sală de concerte vreți să vă așezăm? Și înainte de a vă așeza, vreau să știu dacă veniți. Vreau să știu dacă ne putem baza pe voi. Vreau să știu dacă ne puteți ajuta să facem o platformă în care să funcționăm, nu știu, de a ne cumpăra bilete, de a ne face nu știu ce, că acum totul e digital. Dar nu totul e digital. Că din tot showroom-ul ăsta, unde sunt nu știu câte piane electronice, când vine vorba de a cânta, tot mă duc la alea vechi. Vechi. Forma clasică. Clasică. Natural, da. Știi? Analogic. Analogic. Pianul analogic. Pianul analogic. Ăla cu ciocănele. Știi? Deci, putem să trăim într-o eră digitală și să zicem, a, păi ok, tot am digitalizat și stăm și facem concerte online. Păi nu, că alea n-au viață. Adică, pentru voi au viață, dar pentru mine n-au viață. Că dar eu mă uit la un telefon și zic, nu, păi acum cred că m-ar aplauda oamenii. Dar nici pentru ei, pentru că evenimentul în sine nu-i doar pentru că savurează muzica, e și întâlnirea aceea și vibe-ul acela ce vine de la public. Deci mie mi-e dor să aud un telefon că sună în timpul concertului. Pe cuvântul meu mă opresc în timpul concertului și las să răspundă la telefon, îi pe cine să vorbească. Da, cum a fost clipul acela la, nu, la vechi cu Nokia și început orchestra să cânte. Dar avem nevoie de toate șantioanele dintr-o societate, știi? Eu n-am compus muzică targetată pentru oamenii ăia sau pentru oamenii ăia sau pentru oamenii ăia. N-am compus pentru niciun target. Am compus pentru mare masă. Cine a vrut să vină la mine, să vină, îi primesc cu brațele deschise. Dar prea mult mi se pare că în zilele astea atacăm și călcăm pe dalea că totul e IT, totul e IT, totul e... Da, am înțeles. E revoluția nouă. E ca revoluția mașinăriilor din începutul secolului 20, când s-a inventat mașina și a murit calul. Da, toată sinceritatea, totul trecut în online, nu o să putem să murim noi ca făuritori de cultură, știi? Și avem nevoie de voi, adică și voi vă bucurați, că și voi plângeți, că doar nu sunteți din ăștia de... Da. Știi? Da. Haideți să ne întâlnim undeva. Hai să vă dăm întâlnire în niște locuri faine în care să vedeți că efectiv mai departe de 1000110101001 mai este și tam timpari. Știi? Ești profesor de pian. Da, și profesor de pian. Cum este pentru Teo Milia să fie profesor de pian în 2021? 2022. Ah, pardon. E prea proaspăt. Da, încă nu m-am tu după 31 iulie te hotărăști că ești în 2020. Da, când vine vara, finally. E bun.
În 2022 exact la fel ca în 16 martie 2020. Online. Da. Online. Dar nu o văd deloc ca o chestie rea, fiind profesor online. Uite, în aproape 2 ani de zile de când am început să predau online, deși am intrat pe un teren care ziceam, wow, cum o să fie chestia asta, o să funcționeze, nu o să funcționeze, dar la ideea asta am ajuns la concluzie în a doua zi, în 17 martie, nu știu dacă o să funcționeze sau nu o să funcționeze, dar o să fac să funcționeze. Punct. Deci nu era varianta că... Adică era varianta că nu funcționează, faliment total. Și atunci am început să caut să văd care platforme sunt cele mai bune, pe care se aude cel mai bine, care e platforma care e atât de des utilizată ca să aibă atât de mulți utilizatori și după aia să mai fie ceva glitch-uri și... S-a furat mireasa, sa. Știi? Și după aia, de fapt, era altceva cu mireasa, că s-a întâlnit cu fostul prieten. Și am învățat să predau online, am învățat să îmi ciulesc urechile, să fiu mult mai atent la ceea ce se întâmplă, să cer părintelui să-i poziționeze camera sau laptopul sau telefonul sau gadgetul sau mașina de spălat la care avea cameră de filmat, să poziționeze pe poziția pe care am nevoie să văd tot ceea ce am nevoie de văzut. Și, nu să vină să credeți, calitatea examenelor și a concursurilor au crescut. Deci eu am luat premii cu copiii mei, cu elevii mei, în pandemie. Am intrat în 16 competiții, am ieșit cu 16 premii. Wow! Dintre care doar două au fost de două, locul 2 și două de locul 3. Restul tot de locul 1. Felicitări! Deci nu există că nu se poate. Nu există că nu se poate. Nu există că nu se poate. Totul se poate. Doar trebuie să vezi cum o îmbraci. Uh-huh. Și fiind într-o perioadă nedeterminată de România acum, normal că mi-am ținut orele și lucrez în schimbul 3. Și lucrez în continuare cu copii și pregătesc. În aprilie suntem în competiții și examene în iunie și tragem tare de tot pe metereze, efectiv să punctăm la nivelul ăla de super profesioniști, nu de glumă. Eu aveam o vorbă în perioada în care predam în varianta fizică, aveam o ușă verde la intrare și am zis că după ce închideți ușa asta, eu fac legea. Aici e militarie, nu e că învățăm colinde. Vreți colinde? Mergeți pe cealaltă stradă, că acolo vă învață de toți banii. Eu aici livrez calitate, seriozitate, profesionalism și premii. Și examene luate la varianta de vârf. Chiar am un elev foarte drag mie, pe Andrei. Lucrez și pian și teoria muzicii cu el. Și examenele de teorie se dau din anul 5 până în anul 8, după care se trece pe armonie, contrapunct, forme și toate chestiile astea. În anul 5 a luat 99 la teorie. În anul 6, 99 la teorie. În anul 7, 99 la teorie. Acum trage tare pentru examenul de anul 8 și am zis, păi, te rog eu din suflet, e ultima ta șansă să iei 3 cifre la examenul ăsta. Și tot zicea, a, că e 0,5, e 0,5. Zic, păi, uite, două de 0,5, ți-l trăiasă un punct. Și așa mi-era de drag de el, zice, păi, atât am fost. Zic, da, mă, dar iar e 99. Ceea ce e extraordinar, îți dai seama că media per Canada e 82 la examenele de teorie. Și suntem la 99, adică știe copilul absolut tot, dar o clipit odată când nu trebuia și mai odată și... Uh-huh. Da, și anul ăsta, când, anul trecut când și-a dat și el examenele de pian, grad mai mare, dificultate și mai mare, vup, a urcat. De ce? Pentru că... distanțele sunt foarte mari acolo și se întâmpla faptul că îi luau de la o activitate și trebuia să vină jumătate de oră minim cu el. Îți dai seama, trafic, altă activitate de dinainte, obosit, nu mai pune, mai călărește și tu cu pianul. Așa e el acasă, în mediul lui, știe cum îi răspunde instrumentul, tot e clasic, natural și se simte în habitatul lui și atunci livrează, copilul livrează, știi? Și ne-am învățat să ne facem povestea în online. Și s-au obișnuit și copiii cu chestia asta rapid. Da. Eu am o tipologie total diferită de a preda. Eu nu sunt profesorul lor. Eu sunt prietenul lor care sunt un an mai mare decât ei. Adică eu nu am 40 de ani față de elevii mei de 6 ani. Mm. Eu am 7 ani față de Nina sau am 9 ani, 10 ani față de Preston, care are 9 ani. Știi? Și atunci noi
avem chestia aia de, ok, unde vrem să fim peste 6 luni, unde vrem să fim peste 1 an, unde vrem să fim peste 2. Și ne stabilim obiectivul ăla și tragem spre obiectivul ăla, dar nu trage copilul singur, trag și eu cu el. Știi? Adică suntem amândoi înhămați la jugul ăla, vorba vine, juga, nu se înțelege greșit că nu-i căsăpesc pe copii, dar nu râdem, glumim în timpul orei, dar ne îndreptăm spre reușită, nu... Las că e bine și așa. Și cum e? Tu ai elevi de dincolo, din Canada și din state. Statele Unite, America, Canada, Germania și România. Cum reușești să îți ții orele cu toată lumea? Păi cu cei din Europa lucrez după amiaza spre seară. Iar cu cei din Statele Reunite ale Americii și Canada, seara, de la 11, că suntem cu 7-8 ore în urmă. Da. Wow, asta e o chestie destul de... Adică, interesant cumva că ești așa motivat și îți place atât de mult să faci chestia asta și... Na, lucrezi, adică ți-ai schimbat cumva un pic orarul. Am schimbat orarul și asta nu e o chestie, pentru mine deloc nu e o chestie rea, faptul că am schimbat orarul, că mie îmi place să lucrez pe timp de noapte, întotdeauna am fost o persoană nocturnă. Și e fain că am liniște, nu deranjez pe nimeni de unde lucrez și tot e foarte natural pentru mine. Dar faptul că îl vezi, că l-ai luat de mic și aici mă duc înapoi în timp la anii studenției mele când profesoara mea de pian, Maria Bodu, spunea în felul următor, să iei un elev din anul întâi de facultate și să-l scoți pianist după 5 ani, e un lucru mare, dar nu e atât de mare ca acela de a lua de la 6 ani și să-l duci să-l faci pianist, știi? Da. Deci am elevi care, cum să spun... Trăiască cu tine. I-ai luat de mici. Am un puști, l-a luat de la 4 ani și 3 luni. Deci lucrăm de 5 ani și jumătate deja. 5 ani și jumătate lucrăm deja, dai seama. Și știi cum e puștiul? Deci, din teorie, până la nivelul 5 la care e el acum, orice întrebare îi pui din teorie, îți dai acorduri, să-l recunoască, auditiv, scriptic, acord mărit, acord micșorat, acord major, minor, în răsturnarea întâi, în răsturnarea a doua, în stare directă, acord de dominantă cu toate cele trei stări de răsturnări și toate chestiile astea. Bang. Wait a second. Ăla e răspunsul. Cât de importantă este teoria muzicală pentru un viitor instrumentist solist, concertist? Pentru instrumentist? Că o fi solist, că o fi de orchestră, că o fi de orice, e vitală. Teoria muzicii pentru un muzician este atât de vitală cât este pentru un conducător auto legislația. Da. Știam că asta o să fie analogie cumva. Eu n-am carnet auto, știi? Am făcut școala de 3 ori, cea mai lungă școală. De ce n-am carnet, apropo? Măi, sunt distrat. Și nu cred că n-aș fi un bun șofer. N-aș fi un bun șofer pentru că sunt distrat și îmi place libertatea. N-aș vrea să fac vreo boacănă și să aibă cineva de suferit de pe urma aiurilor mele. Și revenind la întrebarea lui Or și cam... La ce nivel ar trebui să știe un instrumentist teoria muzicii? Pentru că nu trebuie să știe la 99,9% ca să fie un bun instrumentist, adică... Trebuie să știi la 90%, pentru că în momentul în care știi de 90%, o știi pe toată, numai că nu te-ai focusat în proporție de 100%. Deci trebuie să o știi. Deci e vitală. E vitală. Vitală, adică salvezi, nu timp, salvezi... Epoci. Deci cu Preston, în momentul în care lucrezi, el vede înlănțuirile armonice, da, el vede exact chestiile astea, deci el vede structurile și eu îi dau un studiu de Cerni, să zicem, sau de Clementi, sau de nu știu ce, îi dau, îi zic, ok, astăzi e luni, până vineri când avem din nou oră, ăsta trebuie să fie citit separat, perfect, cu numărat, cu nuanțe, cu staccato, cu legato, cu tot ce avem de făcut acolo și vineri el mi cântă separat, pe de rost, deși l-am dat să-l citească și după aia mă întreabă dacă poți să-l cânte și cu două mâini împreună. Păi da, dar dacă știe teorie muzicală, atunci da, într-adevăr.
Adică pe el astea... îmi și spune, uite, asta nu mai am făcut-o, asta partea de introducere e la fel ca partea de, de exact, ieșire, da, da, numai da, că acolo se schimbă nu știu ce, pentru că vine un acord care de acord da, e de, nu sau știu, că de nu dominat. Sau că nu știu care se repetă iarăși. Exact. Deci el... Da, vede... dar cum reușești să îi faci pe copii să aprecieze chestia asta? Pentru că, uite, eu, de exemplu, și eu am terminat muzică. Da. Deci mie nu-mi plăcea teoria de niciun fel. N-am înțeles-o până după ce am terminat cu școlile. Am avut un profesor de teorie fabulos în liceu. Adrian Diaconu. M-aș bucura din suflet să vadă emisiunea asta și să pot să dau de el din nou. M-aș bucura din tot sufletul să-l revăd, să-l găsesc. Am înțeles că ar fi prin Australia. După ce am terminat liceul, am plecat, emigrat încolo. Deci era colosal. O persoană de nota 2830. Fantastic. Deci așa un drag mi-a făcut de teorie. După care am ajuns la facultate, unde l-am avut pe domnul Giulvezan la teorie și după aia la armonie l-am avut pe domnul Ungureanu. Da. Și eram printre foarte puțini care discutam limba lor. Aveam o bază teoretică foarte bună și am înțeles teoria. Am înțeles-o de la bază, de la bază, de la bază. Primul meu profesor de teorie care mi-a fost în ciclu primar, domnul profesor Buta, mi-a pus niște baze din alea solide. Știi? Eu bătut pilonii la 20 de metri în pământ, știi? Să nu se zgâlție etajul 99. Știi? Deci, dacă pui o bază solidă și îl înveți logica... Ai, logica. Pentru că teoria muzicală, de fapt, nu e așa de complicată, deloc, precum pare. E matematică pură, e matematică pură. Da, poate pe mulți asta îi disperă, pentru că... Mie personal mi-a fost super greu să înțeleg teorie și abia după ce am terminat din doi, la ordinul 12, dacă așa explici la un copil cât e diferența între două semitonuri, adică cât e un semiton, e sperietor, dar cumva trebuie să simți și partea matematică ca să-ți fie mai ușor. Gândesc. Foarte importantă. Păi, structura pe care predau teoria muzicală, pentru că asta e unul din avantajele școlii la care sunt acreditat, sunt profesor la Conservatorul Regal Canadian, au o organigramă foarte, foarte bine pusă la punct. Adică teoria de la nivelul de începător, adică preparator, nivelul 1 până la 8, fiecare an separat. Partea de pian se împarte în patru cărți, carte de tehnică, de game, de acorduri, arpegii, nu știu ce, carte de studii, carte de repertoriu, carte de citire la prima vedere, de ritm, de toate chestiile astea. Și atunci, lucrând pe chestiile astea foarte bine definitivate, le zic că altă variantă ca să putem să facem pași în viitor nu există, pentru că altfel învățăm un pic după, hai să zicem, ureche. Învățăm notele, da, suntem notiști, dar în momentul în care ajungi la o lucrare mai mare, la un studiu, ca să zic așa, un studiu de două pagini, nu poți să vezi forma A, B, A și să-ți dai seama că, de fapt, tu nu ai de învățat două pagini, ai de învățat o pagină și jumătate sau poate mai puțin de o pagină și jumătate, pentru că se repete, sunt niște repetiții și atunci nu mai înveți din nou de la punctul X până la Y, înveți același punct X, Y, cu o mică modificare în penultima măsură. Și ai învățat modificarea aia și știi să aplici pac-pac și funcția povestea, știi? Asta e una din ele, dar în rest lucrez cu o fată, cu o ucraineancă, lucrăm la preludii și fugi de Bach. Ei, acolo îți dai seama, când le vezi ce se întâmplă cu vocile care se întrepătrund, cum curge, cum se mișcă. Da, acolo dacă, se vede destul de clar. Că cum dacă nu ai un habar teoretic, ales primă și pedeapsă să le înveți. Da, e tot o cătorie măruntă altfel, știi? Tocești. Și nu ajută. Deci scutește enorm de mult. Bun, în primii 2-3 ani nu prea îți dai seama dacă folosește, nu folosește. Dar după aceea îți dai seama efectiv cât e de benefică teoria asta și cât de profundă în interior. Adică am observat cu cei mici ai mei pe care i-am luat de la zero, i-am și cresc și văd că fac pași în teorie și mi-au venit alți elevi de la alți dascăli care nu făcuseră teorie. Și în același an cu unul de-al meu luat de la zero, crescut de mine, timpul de absorpție a unui material
Față de celelalte, e la jumătate la ai mei. Deci în jumătate de timp și de aia reușesc să fac dublu, chiar triplu material cu ei. Da, tu ești un optimizator, un industrializator al pianului. Industriaș, da. În sensul bun a cuvântului, bineînțeles. Da, sigur. N-a puteți da și cu cretă, după mine e problemă. Stai cuvântul podcast-ului. Da. Ai adus-o un sac mare de entuziasm de acolo, de dincolo. Nu cred că e de acolo, de dincolo. Cred că e din mine. Că... Știm că e din tine. N-am zis că le-ai adus, ai importat. Hai să nu dăm atât credit celorlalți. Că eu Știm. O să mai scriem și acolo și în subtitrare să nu se înțeleagă. Nu, really, e ca un... A fost ca un TEDx din asta sau cum l-ai numit, că nu te-ai gândit că ar trebui să ții cumva... Speech-uri motivaționale și pentru profesor de pian și pentru profesor de pian și pentru tineri talentați care n-au curajul în sine să-și încerce talentul. Le e frică să... Aș putea să țin, dar nu-i va ajuta cu absolut nimic. Atât timp cât ei nu găsesc încrederea în ei să facă, eu degeaba, hai să zicem un speech motivațional cu care nu-s de acord, că nu-s speaker motivațional, eu aș putea să-l zic că-l aduc pe buza prăpastiei și-l împing un pic, știi? Și-l fac să-și deschidă mâinile să planeze. Dar el ce fac dacă se sperie în cădere și își pune mâinile la corp? Păi nu prea se sperie, pentru că e ca și cu parașutiștii care stau acolo în ușa avionului la prima săritură și cineva trebuie să-i dă ieșutul, adică antrenor. Bun. Că altfel nu sare. Bun. Și că după ce au sărit, deja știe să tragă șnurul. Eu cred că dacă menirea asta e venită de undeva de sus ca el să facă treaba asta, o să o facă. Mai devreme sau mai târziu. Că și pe mine mă întrebau unii, dar de ce te-ai apucat abia la 30 de ani să scrii muzica? Pentru că atunci am simțit că a fost momentul să o scriu. Nu știu, că a apărut persoana respectivă necesară în viața mea, Raluca, care mi-a zis, merită să o faci chestia asta. Poate eu, dacă rămâneam singur, nu făceam chestia asta. Că n-aveam pe cineva din exterior. Poate de multe ori e bine ca cineva din exterior să vină să ne aprindă becul și să zică, băi, știți ce, stai pe întuneric? A, păi am crezut că e lumină. Știi că s-a focusat ochiul ca la pisică și în best de tot ai început să vezi ceva. Exact, probabil din cauza aceasta este bine ca tu te-ai întors acum, nu știm pentru ce perioadă, poate nici eu nu știu pentru ce perioadă, cumva, cât sunt aici cu cel mai mare. Nu poți să fii profet în țara ta, cumva, dar poate că dacă te-ai întors și ai văzut cum e dincolo, cum a fost și cu ucenicii în Evul Mediu, nu? Că s-au dus prin toată Europa să învață meserie și după aceea s-au întors în orașul natal să aducă ceva, un spirit nou. Eu de bunăvoie nu o să merg să dau informații nimănui, pentru că nu îmi stă în caracter să fac lucrul ăsta. Pot să îți spun, dacă mă întrebi, ce aș face dacă aș fi în locul tău, nu pot să-ți dau un sfat ce să faci. Pot să-ți spun, dacă vrei cu adevărat să-ți spun, ce aș face dacă aș fi în locul tău. Ia ce crezi că e bun din povestea aia. Nu-i rețeta mea, nu-i rețeta ta. Succesul meu nu o să-ți garanteze succesul. Asta cred că e și disclaimer-ul lui Raluca, nu? Pentru că te-am învățat că niciodată să nu dai sfaturi așa și să dar zici care... Dar nu sunt în postura să dau sfaturi. Posibil că o să dau sfaturi dacă ajung să trec de 85 de ani. Atunci, da, o să zic că am dreptul la un sfat să dau. Nu. Fiecare trebuie să-și încerce limitele. Eu am încercat limitele, știi? Am avut piese și am piese pe care le-am scris pentru pian. Și după ce am terminat-o de scris, m-am chinuit ca Iisus pe cruce să o trec de la început la final și zic, băi, frate, cine naiba o cântă pe asta acum? Deci mi-am dat, deci am piesă care am scris-o acum 2 ani, înainte de nebunie, chiar se numește Nebunie, Madness, și e de genul ăla că după ce am cântat-o și știam că nu-i la tempoul la care vreau să fie ea, pentru că auzeam altfel în cap și în ureche, auzeam la un tempo aproape dublu, zic, nu știu, și mi-o cântă pe asta. Și zici că mi-a scris în ciudă, știi? Scris în bani joc de mine, știi? Și până la urmă am zis, ok, dacă tot am scris-o, hai, o facem. Și am făcut-o. Și, păi... E înregistrat undeva? Nu. Nu o să fie pe acel de-al treilea album al meu. Se numește Madness, Nebunie. Dar nu e ușor. Ai dat-o către virtuozitate?
Da. Super. Dar în ciuda mea, știi? Deci în ciuda mea. Uite așa, ca să-i fac curioși pe cei care vor vedea podcastul nostru, după ce terminăm podcastul ăsta, pentru că tot e pianul la ieftin de 180.000 de euro aici și și așa îi trebuie să acordat. No, dacă tot chemi acordeonul, stai pe ce să acordeze, știi? Vă cânt. Bine, super. Dar nu o filmați. Nu o filmăm, nu o filmăm. Sorry. Îți mulțumim foarte mult că ai venit și ne-ai dat o energie maximă. Cu cel mai mare drag și din tot sufletul. Și sperăm să rămâi cu aceeași energie și în următorii 80 de ani de viață de care ai. Pentru că nu vreau să zic că țara noastră are nevoie, dar regiunea noastră are nevoie de oameni ca tine care să și fie arătat. Eu zic în felul următor, scuză-mă că ți întrerup ideea. Atunci o să trebuiască să încep de la început, pentru că... dar nu știu, ok, bun. Am auzit mai demult o vorbă, ferește-te de omul care nu are nimic de pierdut. Efectiv, nu am nimic de pierdut. Eu tot ce fac, fac să dau. Nu țin nimic pentru mine. Dacă se dă, mă bucur, dacă nu se dă, nu sunt pe pierdere. Mie nu mi se alterează marfa. Și atunci eu vreau să fac. La mine nu există chestia că nu pot, nu vreau, m-am trezit astăzi și împotriva vremii și azi nu merg lucrurile. Ok, azi nu merg lucrurile, nu, bun, nicio problemă. Astăzi ne luăm pauză. Adică sunt momente în viață când trebuie să zici ok, nu funcționează. Și discutam de burnout și chestii de genul ăsta. Nu merge. Ok, liniște. Gata, mergem, ne plimbăm. Let it go. Da. Las-o. Decât să o chinui, dă-i drumul. Că dacă o chinui, o strici. Când scriu la o piesă, dacă nu se conturează în termen rapid și pierd săptămâni pe ea, o anulez, rup hârtiile, efectiv. Mm-hmm. Pentru că e prea mult, e prea complicată, dacă nu curge. La fel, orice poveste de succes, cred că e, dacă nu curge, când e prea bătută, nu mai, las-o, dă-o încolo, închide-o, dă-o uitării sau închide-o, pune-i placătul și deschide-o peste 10 ani. O vei vedea cu altă minte, cu altă viziune, cu altă posibilitate de livrare. Știi? Da. Fă-ți viziunea pentru ea. Nu trebuie să se întâmple astăzi tot. Că mâine ce mai facem? Da. Da. Într-adevăr, ar trebui să faci un TEDx la un moment dat. Nu-i nevoie să-l fac. Nu, sunt oameni care sunt pregătiți să vorbească. Eu nu sunt pregătit să vorbesc. Eu ce spun... Dar nici nu trebuie să te pregătești. Că eu ce spun, spun din experiență proprie și spun cu foarte mare drag atâta vreme cât am cui să-i spun. Mi-a făcut o mare plăcere să avem podcastul ăsta și să discutăm. Să nu fie o chestie de genul ăla. Au venit ăla și acum dai butonul play și două ore bagă. Nu, hai să discutăm. Am o idee... Poate e bună, poate nu e bună. Poate vii tu cu o idee care e revoluționară și zici, wow, stai un pic. Nu veni niciodată, zici, lasă-mă că ideea ta nu e bună. Mulți greșesc din chestia asta, că zic, de asta e tânăr, n-are. Hop, stai. Mi-am reglat ceasul după niște tineri elevi de-ai mei la un moment dat, de-a zis că, wow, știi? Talentul și nu prea ține neapărat de vârstă. Știi? Și de altă parte e vorba și că tu ești de exemplu de ai firea aceea care poate nu sună bine, dar tu ești motivabil negativ. Adică cum ai povestit că cum am zis de multe ori și o zic vis-a-vis de ramura mea. Scena nu e un loc de joacă. Ori ești pregătit, ori nu ești pregătit. Știi? Deci nu poți să ieși cu când există dar, salut. Știi? Hai să du-te acolo, poate e unica ta șansă. Împachetează-o. Știi? Și eu când am fost în search-ul ăsta din Canada în 2016, efectiv eu nu aveam nimic de pierdut și mi-a zis unul din juriu, DJ Shai Maestro, un tip de culoare, tot un emigrant, și tu n-ai nimic de pierdut și treci ca buldozerul prin zid. Și chiar n-am nimic de pierdut, adică eu am venit
dintr-o țară mică. N-am nimic de pierdut. Eu mă duc până unde se oprește banda. Și am făcut, știi? Dar toți avem capacitatea asta de a face. Și toți avem capacitatea de ne reinventa. Aud chestia, a, nu-i talentat. Eu susțin că fiecare persoană care se naște pe pământ, ăsta are cel puțin 3 talente. 3. Minim. Asta e minim. Depinde ca în decursul vieții și de preferat în partea de început a vieții, cu un sprijin din partea familiei sau al dascălilor din jurul tău, să ai posibilitatea să găsești unul din cele 3 talente. Eu nu simt că lucrez când sunt pe scenă, nu simt că lucrez când stau să compun muzică, nu simt că lucrez în momentul în care predau. Eu fac chestia asta pentru că asta e viața mea, asta e plăcerea mea. Nu simt că stau să mă chinui. În momentul în care m-aș chinui cu ceva, stop joc, închid întreprinderea, sting becul și salut, la revedere. Mă canalizez pe ceea ce îmi face plăcere să fac. Pentru mine nu e o corvoadă. Și nu o văd, vai, că trebuie să stau până la 2 sau să stau până la 3 sau... publicul m-a contractat locația respectivă pentru 60 de minute și eu sunt deja de 30 de minute extra pe scenă. Vor bisuri, vor să mă vadă, vor să cânt, mai am ce să le mai cânt. Cu cel mai mare drag. Chiar vorbeam la București, am un amic, Andrei, a fost la concertul meu de în 10 februarie din 2020. Și îmi spunea după un an și ceva, zice, ce rău îmi pare că n-am mai stat de povești după concert mai mult. Zic, dar ce rău îmi pare mie că n-am mai luat concertul încă o dată de la început să vă mai cânt, știind că 2 ani de zile nu o să am timp să posibilitate să vă cânt, știi? Adică, eu fac fiecare concert și fiecare întâlnire cu oameni, fain, ca și cum, mă, poate e ultima. Da. Nu știi ce-i mâine, ferească Dumnezeu, dar nu știi. Și nu știu de ce să tot ținem și să stăm prin de tipare de alea. Nu, nu, nu fac chestia aia că o să ia că nu e ok să faci treaba. Ba, e foarte ok. Dacă el ți-a zis că nu e ok, înseamnă că el a încercat, el nu a reușit. Fii 5 minute mai deștept decât el și încearcă tu. Dacă ți iese. A, da, dacă nu iese. Bă, da, dacă ți iese. Dacă varianta asta te-ai gândit, dacă ți iese. Ce faci dacă ți iese? De ce nu mergi să pui la lotul? Păi, că nu câștig. Ok. Dar dacă câștigi. Asta poate nu e cea mai bună recomandare. Șansele să câștigi la lotul sunt mult mai... Pentru că nu e legat nici de talent, nici de perseverență. Corect. Adică perseverența, corect. Da, corect. Dacă timp de 2 milioane de ani în fiecare săptămână le pui acolo, atunci da. S-ar putea, dar nu-i sigur. Da. Da, dar într-adevăr, majoritatea oamenilor tind să vadă în direcția cealaltă. Adică da, dacă nu o filmează. Adică foarte puțini au pozitivismul în ei și încrederea ca să zică, bă, o să-mi iasă. Încrederea asta, ori și eu zic că e rudă cu nebunia. Da, că... bine zici așa. E o rudă de nebunie, știi? Băi, fă-o, mă, dacă crezi într-o poveste, fă-o, știi? De ce să nu o faci? De ce să nu o faci? Mie îmi face așa de mare plăcere să zic, bă, îmi fac ceva nou. De ce? Pentru că n-am făcut niciodată. Dar știi? Nu, dar învăț. Adică nu e chestia că, vai, dacă n-ai terminat nu știu ce, nu poți să faci chestia. Ba, pot. Chiar pot. Nu o să fac la nivel de excelență. Dar pot să fac. Adică știu să pornesc un calculator. Și știu să intru într-un program, deși n-am terminat IT. Nu? Și aș putea să fac mai multe dacă aș vrea să mă duc în zona aia, da? Rămân în muzică, aici mă simt, găsc ca în apă, știi? Da. Apele mele. Și îmi face plăcere. Și cred în povestea asta, adică n-am avut o clipă, chiar de când a început pandemia, nebunia. N-am zis, bă, la un moment dat, ok, o să se liniștească apele, ceva o să se întâmple și cumva o să dispară povestea asta. Și ce faci în momentul respectiv? Că aștept să dispară toată tărășenia asta și zic, acum mă apuc de treabă. Vezi că au fost 5 care au lucrat în perioada aia și aia deja în prima zi când s-au dat drumul la non-stop, da. A venit șeful, avem marfa. Livrăm? Da. Livrați. Hai! Da. Știi? Exact. Timpul trece. Da. Timpul trece și
hai să treacă în favoarea noastră, că dacă trece și tot ne uităm așa de pe bancă, ce uite, vezi pe ăla, vezi pe ăla, vezi pe ăla. Și băgăm de mine, uite-te la ăla, că nici măcar nu știu. Bă, nu și-o lega și returile, că omul săracul nu a avut timp să-și lege și returile. Sau nu și-o lustrui pantofii pentru că omul e pe șantier, că face o chestie, știi? Da. Crede într-un proiect cultural și-o pus bazele unei fundații care construiește o sală de cultură. Ceea ce mi-aș dori să mai apară și în orașul de pe Bega. Hai că poate atragem universul, că tot am zis la fiecare podcast. Da, da, da. Să știi că asta e a 17-a, da. Cel puțin din 10 episoade tot batem apropo pe lângă zona aceea. Da, hai că, într-adevăr, timpul trece și noi n-am ascultat piesa ta Madness și noi vrem să ascultăm în privat piesa asta și... Ne luăm rămas bun de la... Dar termină-ți propoziția aia care te-am încurcat. Vă pupăm, vă îmbrățișăm și ne vedem la următoarea ediție. Rămâneți optimiști și fericiți!